a Sfântului Duh, amin, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și mântuiește pe noi, amin. Doamne noastră, dragilor, și bine ați revenit și bine v-am regăsit tuturor celor care ați mai rămas pe acest canal. Astăzi aș vrea să vă prezint o evocare a părintului Roman Braga despre ortodoxie în America și modul în care se raportează preoții ortodoxi în America la biserică și la enoriaș. Nu am ales întâmplător să fac acest live, pentru că am mai vorbit și în alte live-uri despre chestiunile pe care urmează să le auziți de la părintele Roman Braga. Și sincer să fiu, când am ascultat acest CD, pentru că este un CD pe care l-am în mașină, de la Familia Ortodoxă, pentru cei care nu știu, Familia Ortodoxă este o revistă, așa cum spune și titlul, de cultură ortodoxă. Și uneori această revistă, care este lunară, se vinde și cu un CD. E bine, eu am mai multe CD-uri de la Familia Ortodoxă în mașină. Unul dintre ele este cu un interviu realizat, dacă nu mă înșel, în America, cu părintele Roman Braga. Și ceea ce spune în primul clip de pe CD mi s-a părut absolut fenomenal. Dar înainte de a asculta împreună acel clip, haideți să vedem puțin cine este omul Roman Braga, arhimandritul Roman Braga. Și o să vă spicuiesc de pe creștinortodox.ro câteva rânduri ca să înțelegem puțin cine este cel pe care urmează să-l auzim. Așadar, părintele Roman Braga a trecut la cele veșnice în seara zilei de marți, 28 aprilie 2015. Pe părintele Roman Braga l-am întâlnit după căderea comunismului. Îl însoțea pe arhiepiscopul Nathanael din America, care făcea un pelerinaj prin România pe urmele episcopilor Policarp Morusca și Valerian Trifa. Arăta ca un ava din Pateric și mai trăiește încă, dispus mereu să-ți spună un cuvânt duhovnicesc. În anul 1998 am tipărit în editura arhiepiscopiei noastre o carte de interviuri pe care Dinu Cruga i le-a luat părintele Roman Braga. Abordând duhovnicește viața, cartea, având o puternică dimensiune autobiografică, pe bună dreptate este intitulată Trepte duhovnicești. Relatările făcute de părintele Roman au o mare valoare duhovnicească și documentară. În ele este cuprinsă o retrospectivă a frământărilor spirituale din România perioadei interbelice, dar mai ales încercările și necazurile pe care le-a adus comunismul. Și toate experimentate pe viu, pentru că părintele a fost unul dintre cei întemnițați datorită idealurilor lui. Pe lângă multele date inedite găsite în carte, m-am folosit la controlarea personalității părintului Roman Braga și de amănuntele găsite în dosarul de urmărire. Părintele își aduce aminte de multe personalități duhovnicești mai puțin cunoscute nouă, mai ales din mișcarea Rugului Aprins, de care era legat. Părintele Roman Braga s-a născut la 2 aprilie 1922 în Basarabia, satul Condrita, lângă mănăstirea cu același nume. Zona era minunată, situată în codrii Lăpușului. Părinții erau credincioși, mai ales mama, cum își amintește arhimanditul Roman Braga. Seara, când ne rugam, mama ne punea pe toți copiii în genunchi și ea îngenunchea și ne citea rugăciunea înainte de a ne duce la culcare, așa călugărește, și ne punea apoi și pe noi să citim. Ne dădea canon, ne dădea să citim câte o psaltire. Iată ce atitudine avea o mamă în anii 20-30 ai secolului trecut. Iată-l aici pe părintele Roman Braga, deja la o vârstă înaintată. Și aici o poză a negru puțin mai tânăr. Școala primară a făcut-o în sat, a urmat apoi seminarul la Mănăstirea Cernica, în preajma unor mari duhovnici, dacă ar fi să-l amintim doar pe arhimandritul Nicodim Sachelarie. Directorul seminarului era Chesarie Păunescu, o altă mare personalitate duhovnicească, viitor episcop de Galați. Eu fac această transmisie chiar din județul Galați. Totuși, datorită împrejurărilor, seminarul de la Cernica va trece pe la Seminarul Central din București și va încheia la Chișinău în 1943. Era război și a urmat școala militară din Bacău, încununarea studiilor
și a făcut-o la Facultatea de Teologie din București. Trăia însă cu toți oamenii care au simțit ceva ortodox și românesc, drama ucigătoarelor transformări. Era epoca când toate valorile începuseră să se răstoarne complet. Atenție foarte mare, pentru că ceea ce trăim astăzi în România nu este o premieră. Și ceea ce se întâmplă în lume, în momentul de față, cel puțin în lumea occidentală, nu este o premieră. Strămoșii noștri au mai trăit aceste timpuri. Râvna pentru Dumnezeu l-a făcut să se preocupe de lucruri frumoase. Și când spun strămoșii noștri, nu mă refer la Ștefan cel Mare. Mă refer la, iată, acum un secol. Râvna pentru Dumnezeu l-a făcut să se preocupe de lucruri frumoase din prună cu alți studenți, de pildă cu Nicolae Bondaziu, și a ajuns în legătură cu mișcarea Rugul Aprins, cu Sandu Tudor și cu toți membrii importanți ai mișcării. A fost arestat prima dată în 1948 în legătură cu mișcarea legionară, mărturisește părintele. Nu că eu am fost legionar, că n-am făcut parte din niciun grup, nicio frăție de cruce, ca să spun așa, dar părintele Bondaziu a fost. El era căutat, eu am fost acuzat că l-am găzduit. L-am găzduit, l-am ajutat. Am fost condamnat 5 ani pentru omisiune de denunț și ajutor. Ce înseamnă omisiune de denunț? Comuniștii au forțat populația după ce au preluat puterea fraudulos. Știm cum. Asta pentru toți nostalgicii ceaușiști e foarte important de auzit, deși ei cunosc lucrurile astea. Erai obligat pe timpul acela, sub puterea comunistă, să dai în vileag, să te duci să faci pâră, să faci sifoneală, să faci denunț asupra tuturor celor pe care tu îi cunoșteai în anturajul tău, chiar și dacă aveai relații mai îndepărtate, dar totuși cât de cât îl știai după nume, după vorbă, după port, cum vine vorba, erai obligat să te duci să-l denunți. Domnule Cutărescu, Vasile Stoiculescu, aveți grijă că este în relații cu cutare legionar sau este în relație cu cutare liberal sau este în relație cu cutare țărănistă. Atenție foarte mare, da, legionarii au fost pe lista celor vânați de comuniști pe prima poziție și au rămas până în ziua de astăzi cei mai mari dușmani ai lor, pentru cei care încă sunt comuniști, dar nu erau singuri care erau vânați. Liberalii erau vânați de asemenea, țărăniști erau vânați de asemenea și, atenție, și unii socialiști. Aici apare nebunia comunistă, pentru că comunismul este un socialism dictatorial, spre deosebire de social-democrație, care este un socialism democratic, aviz amatorilor. Deci chiar și unii socialiști care nu au fost de acord cu atentatele teroriste pe care le făceau comuniștii încă din anii 20, nu numai în România, dar peste tot în Europa, unde au activat, inclusiv în America. Avem și în America un partid comunist american care se înființează tot undeva în aceeași perioadă în care vorbim și de părintele Roman Braga. Deci comunismul a avut foarte mult teren în America de asemenea. Și atenție, încă ceva foarte important. Comunismul nu este politică. Socialismul, da, este politică, la fel cum este și capitalismul, tot politică, dar comunismul, deși este tot un ism, nu este politică. Comunismul este o filozofie de viață, este materialismul dialectic, este Hegel. Vorbim de fapt, chiar înainte de Hegel, vorbim de iluminism, apoi avem Revoluția franceză, apoi îl avem pe Hegel și toată școala sa, da, germană de filozofie din zona hegeliană, cum se numește în studiile filozofice. Normal, asta ar trebui să se studieze și la Facultatea de Filozofie, Hegel, pentru că este considerat unul dintre mari filozofi, dar el este cel care îl inspiră pe cine? Pe Karl Marx, care Karl Marx scrie, da, Capitalul și toate nebunile sale, inclusiv Manifestul Partidului Comunist pentru Lenin, și așa începe mișcarea comunistă. Dar comunismul nu s-a născut, la fel cum nici liberalismul sau orice alt ism, nu s-a născut peste noapte, s-a trezit dimineața cineva și hai să scriu o carte. Până să se pună bazele liberalismului, John Locke, Adam Smith, etc., 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 până în ziua de astăzi, ce mai este încă cu adevărat liberal, au fost niște secole de gândire, oameni buni. Au fost niște secole de gândire. Iar comunismul de asemenea, repet, părintele comunismului este iluminismul, unde în iluminism, în zona occidentală, da, tot pe acolo prin Franța, dar și în alte țări occidentale, începe ce? Ce înseamnă iluminism? Este ruperea omului de Dumnezeu și punerea științei și a oamenilor de știință, de fapt, nu neapărat a științei, pentru că nu știința era de fapt și nu știința este dușmanul. Sunt oameni de știință perverși, oameni de știință ipocriți și oameni de știință care se folosesc de știință pentru a crea o utopie care de fapt până la urmă rămâne doar o distopie. Da? Și atunci iluminismul, de aia se spune iluminism în acea perioadă istorică din
din civilizația noastră occidentală, europeană, pentru că omul se rupe, deci evumediu întunecat este considerat omul care avea frică de Dumnezeu, da? Se fac marile catedrale și așa mai departe, dar omul iluminist este omul care trăiește prin sine însuși, care nu mai are raportare la Dumnezeu. De acolo vine iluminismul și care se raportează exclusiv la știință și mai ales la oamenii de știință pe care începe să-i venereze. Și mari oameni de știință care fac într-adevăr câteva descoperiri epocale care au schimbat cursul istoriei, da? Aceștia ajung să fie venerați ca niște zei, acei oameni de știință. Și de aici și ceea ce noi trăim astăzi și tehnocrația, pentru că iată tehnologia, da? Tehnologia vine cumva pe scara aceasta pe care iluminismul o construiește. Bine, undeva între ce avem astăzi, tehnocrație, adică acest raport între corporații și un anume soi de știință, da? Știința inteligenței artificiale, neuroștiința, robotica, internet, practic tot ce înseamnă internet și așa mai departe, este cumva o scară în a cărei ultimă treaptă ne aflăm noi acum. Probabil următorul pas va fi clonarea, deși deocamdată s-a pus, să zic așa, o pauză în procesul de clonare. Știți că au încercat să cloneze, dar și-au dat seama că deja chiar și ei merg un pic prea departe și se joacă de-a Dumnezeu. Să nu credeți că oamenii de știință astăzi care, uite cum e de exemplu Richard Dawkins, un mare, mare filozof, mare om de știință al Occidentului, al Marii Britanii, care a ieșit de curând și a spus că de acum încolo el nu mai este ateu. El a fost unul dintre cei mai mari critici ai creștinismului. Vorbim, el încă trăiește, deci vorbim de perioada foarte prezentă, trăiește în Anglia. Și s-a declarat în momentul de față îngrozit de expansiunea islamului în țara sa, în Marea Britanie, și atunci a venit și a spus: domne, de azi înainte mă identific ca și creștin cultural. El înțelegând prin creștin cultural un om care rămâne în continuare ateu sau în cel mai bun caz agnostic, dar recunoaște cumva meritele creștinismului, care până acum tot el le-a renegat. El face parte dintr-o școală de filozofie atee, tot pe zona iluministă, marxistă și mai departe, care a atacat cu abjecție, are cărți întregi împotriva creștinismului scrise, doar pentru că acum la vârsta pe care o are, nu știu cât are, 60-70 de ani, să spună că da, de fapt m-am înșelat și iată că am scos creștinismul din Europa și ce am pus în loc? Păi ce am pus în loc este islamul. De ce? Pentru că omul niciodată nu va fi areligios. Iar ateismul este tot o formă de religie, una tâmpită și cretină, și asta vă pot spune că a fost ateu, dar tot o formă de religie rămâne, tu crezi în nimic. Dar tot o formă de credință este. Bun, revenind la iluminism. Deci avem iluminism, Revoluția franceză, marxism, comunism. Vă spuneam, comunismul nu este politică, comunismul este o filozofie de viață, materialismul dialectic, știința atee, exclusiv atee, da? Și este o precursoare, și cu asta am încheiat paranteza și revin la Părintele Roman Braga, a consumerismului de astăzi. Da? Deci toate sunt legate, oameni buni. Istoria este foarte frumoasă, istoria și religia și istoria religiei creștine în Europa este foarte frumoasă și vă invit să citiți și să studiați. Vă invit în primul rând să vă pese destul de mult încât să știți lucrurile astea, pentru că dacă nu vă va păsa, eu le citesc și îmi place să citesc pentru că îmi pasă să știu în ce lume trăiesc și de ce trăiesc ceea ce trăiesc. Pentru că sunt chestii care sunt în afara controlului meu. Da? Dar ele nu se întâmplă de la sine, ele sunt un rezultat al acțiunii umane de-a lungul secolelor. Și trebuie să înțelegem dacă ceea ce au făcut strămoșii noștri a fost întotdeauna bine sau nu. Revenind la Părintele Roman Braga. Deci, el a fost acuzat de faptul că a omis să dea în gât niște legionari și spune așa: activitatea adusă de mine în perioada 1953-1958 este într-adevăr ostilă regimului actual, adică regimului comunist, însă nu i-am dat o formă legionară, ci spirituală, adică antimaterialistă, spune Părintele Roman Braga, antimaterialistă, urmărind prin ea în schimb același scop, adică îndepărtarea a cât mai multe elemente, în special din rândul tinerilor studioși, de regimul actual și gruparea lor în mănăstire. Am închis citatul. Activitatea dușmănoasă, cum era numită în dosarele securității de comuniști, activitatea dușmănoasă, ne și spune în ce a constat. Am păstrat în biblioteca mea cărți cu conținut dușmănos regimului actual, cum ar fi, de exemplu, Destinul omenirii, de autorul
Pepe Negulescu și altele. Deci, iată, ce era dușmanos pentru comuniști? O carte, da? Am scris note, referate și comentarii antimaterialiste cu privire la biologia marxistă și alte teme. Biologie marxistă, ascultați aici, pe care le-am discutat cu alții ca Plămădeală Leonida, se referă la mitropolitul Antonie Plămădeală, Lungeanu Mihai și alții care nu mai îmi amintesc, în toată perioada 1953-1958, care a fost probabil cea mai cruntă perioadă pentru istoria României. În mod consecvent și cu scop dușmanos regimului democrat, am făcut educație anticomunistă în rândul tineretului și în special a celui studios, deoarece speram că astfel să-l rup de regim și de concepțiile sale și apropiindu-l de mănăstire, aceștia nu vor mai contribui cu nimic la menținerea și consolidarea acestui regim. Tot în cadrul acestei activități dușmanoase am participat la meditațiile ținute în anul 1957, vara, de către starețul Sandu Tudor de la Mănăstirea Rarău. Cu ocazia acestor meditații, eu am stat la Mănăstirea Rarău 8 zile, timp în care împreună cu Sandu Tudor am făcut educație antimaterialistă unui grup de 3 studenți de la Facultatea de Arhitectură din București. Unul dintre ei se numea Gheorghe Vasie, al doilea Rădulescu Nicolae, iar de al treilea nu mai reamintesc. Deci asta este ceea ce l-a fost forțat de comuniști să recunoască. Vrednică de laudă activitate, datorită acestor oameni, spiritualitatea creștină a rezistat. Noi, cei de astăzi, luați de problemele și greutățile cu care ne confruntăm, nu realizăm bine cât de important a fost mărturisirea ce au făcut-o ei pentru Hristos. Pentru aceste învinuiri grave din punct de vedere al sistemului totalitar comunist, Tribunalul Militar al Regiunii a doua militară, avându-l ca președinte pe locotenent colonel Hirsch Emil, îl condamnă în data de 8 noiembrie 1958 pe Braga Roman la 18 ani de muncă silnică pentru chestia asta și 10 ani de degradare civică. Se dispune confiscarea totală a averii personale. Ăștia sunt comuniștii. Pentru toți nostalgicii, ăștia sunteți voi. Da? Și cei pe care îi idolatrizați. Adică voi idolatrizați criminalii care au ucis români. A urmat închisoarea Jilava, colonia de muncă Balta Brăilei, cu suferințe grele. Acolo s-a întâlnit și cu un alt preot monah foarte trăitor, părintele Evgenie Hulea, dar în același timp cu o companie de elită, părintele Benedict Ghius, părintele Grigore Babuș, părintele Sofian Boghiu, alt celebr, aș putea să spun, preot pentru ortodoxia românească, vestitul profesor Tudor Popescu, omul de cultură Petre Pandrea, părintele Dosoftei Moraru, părintele Tit Moldovan, părintele Felix Dubneac și mulți alții. Cu decretul din 1964 a fost eliberat și a început un nou calvar, calvarul reintegrării. De frică, toți se fereau de foști deținuți politici. A găsit uși închise la Mitropolia Iașilor și în alte părți și totuși s-a încumetat să-l hirotonească preot și să-l integreze episcopul Oradiei, Valerian Zaharia, pentru parohia Negrești 2. A început o intensă activitate catehetică, duminica la vecernie cu copiii și tineretul. Osenii îl înconjurau cu dragoste, ba chiar și securiștii nu îndrăzneau să intervină pe față de teama oamenilor. L-a mutat silit într-o noapte fără martori în comuna Sârbi, județul Bihor. A rămas în Sârbi până în 1968, când mărturisește părintele securitatea, socotindu-mă neadaptabil, a hotărât într-un fel să mă dea afară din țară. Așa a fost trimis misionar în Brazilia, iar de acolo a ajuns în Statele Unite ale Americii. Acum, la vârsta venerabilă, face bună slujire în eparhia arhiepiscopului Nathaniel Pop, o vreme bună sa la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Michigan, în America. Din prână cu acesta l-am întâlnit anul trecut la festivități organizate în Germania de către mitropolitul Serafim Joanță, are aceeași bună dispoziție duhovnicească ca și odinioară. Și interviul pe care urmează să-l auziți, oameni buni, de pe CD-ul de la Familia Ortodoxă, cred că este luat de un călugăr de la Putna, nu sunt sigur, pentru că nu scrie, dar eu așa am înțeles din derularea interviului, care cel care îl întreabă ar fi cineva de la Mănăstirea Putna. Părintele era deja în America, interviul este luat, bineînțeles, după 89, după căderea regimului comunist. Și vreau să auziți, este doar primul clip, vreau să auziți ce spune părintele Roman Braga despre modul în care Biserica Ortodoxă, oricare ar fi ea, rusă, greacă, sârbă, n-are importanță, se organizează în America. Ascultați! Că legat de problema aceasta a închisorii, toată jertfa asta care au avut-o mai mulți oameni cu bună credință în închisoare, adică o putem privi așa ca o jertfă a poporului nostru pentru iertarea păcatelor care le-am făcut noi în istorie, așa mă gândesc. Nu, drag.
Eu nu mă gândesc așa de fapt. Dumnezeu m-a băgat acolo pentru... A avut el un plan cu mine. În primul rând, m-a băgat pentru păcatele mele personal. Eu n-am suferit, nu sunt vrednic să spun că am suferit pentru cineva sau pentru ceva. Dacă Dumnezeu are planul ăsta, asta e una. Dar noi am suferit pentru păcatele noastre personale. Și spunem ca și tălharul pe cruce, tălharul din dreapta, care vorbea cu cel din stânga. Dar nu ți-i ție rușine să-ți bați joc de omul ăsta, că dă-te jos de pe cruce și fă, mântuiește și tu și noi, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar noi suferim pentru păcatele noastre, dar omul ăsta n-a făcut nimic. Așa e cu jertfa noastră. Noi am fi mulțumiți să strigăm ca și tălharul de-a dreaptă, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție ta. Că știi cât de murdar sunt și în faptă și mai ales în gânduri și imaginații și tot felul. Noi am suferit pentru păcatele noastre. Dacă Dumnezeu vrea să socotească jertfa asta și pentru alte scopuri pe care El le știe, dacă a permis ca noi să fim băgați acolo, este o onoare pentru, nu pentru noi. Este o onoare că am fost niște instrumente, dacă Dumnezeu are alt plan. Și probabil că Dumnezeu are și alt plan, pentru că tineretul ăsta a fost influențat oarecum prin suferința celor din închisoare. Și că avem un tineret creștin, mai ales ce faceți la Putna, eu admir ce faceți acolo cu copiii, cu tineretul. De-aia zic că eu bănesc că interviul luat de cineva de la Putna, deci probabil un alt monah, pentru că altfel n-ar fi spus Părintele Blaga chestia asta. Dar este interesant ce ați la început. N-am vinuit deloc comuniștii. Vedeți? Asta pe mine mă mișcă foarte mult, pentru că oameni de genul Părintele Roman Blaga, pe care din păcate n-am apucat să-i prind în viață și îi cunosc doar așa prin intermediul tehnologiei, să zic, sau al articolelor scrise sau al cărților pe care le-a scris Sfinția sa. Dar ei au avut smerenia asta și nu e singurul. Și la Părintele Arsenie Boca, știu de la Oașa, ne spunea Părintele Mihai Lupașcu într-o sinaxă, mergeau oamenii la început, când Părintele Boca era monah, până să fie scos de comuniști afară din mănăstire, mergeau și le întrebau cu sutele, cu miile, da, la prislop, ce să facem, Părinte, cu comuniștii? Și el spunea, nimic, că sunt trimiși pentru păcatele noastre, trebuie să-i suportăm. Asta este creștinismul pe care astăzi oamenii, într-o ignoranță fenomenală, nu că nu-l înțeleg, nici măcar nu vor să-l asculte, să-l cunoască, să-l întâlnească, pentru că poți să înțelegi multe despre un om, cu atât mai mult despre ce înseamnă un stil de viață, cum este creștinismul, dacă ești un pic interesant și dacă ești un pic open-minded, cum spun moderniștii din ziua de astăzi. Tineretul, țineți că ăsta e viitorul României și gândiți-vă că și să aveți întotdeauna legătură cu asociația asta a tinerilor și ei să fie niște apostoli, în primul rând, exemple cu familiile lor, cu copiilor, să nu facă avorturi, că asta mănâncă România. România face tot atâtea avorturi cât face toată America. Ia auziți. Astea sunt 300 de milioane și România au rămas 16 milioane acum. E groaznic. Cum putem să spunem noi că suntem poporul ales de Dumnezeu, poporul român, să ne lăudăm cu ortodoxia noastră când noi ucidem atâția copii? Da, asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă. America are o judecată greșit, are o puternică, în primul rând, face avortul în număr cât face toată România. Iauzi. În al doilea rând, țara asta are o mișcare pentru viață, foarte conservativă. Nu te uita la președintele Obama, că acum azi democrație la putere. Deci interviul e făcut în timpul lui Obama, primul sau al doilea mandat, nu știu, nu are importanță, dar aviz, aici vorbesc cu frații din biserică care sunt foarte porniți împotriva Americii, nu
faptul că America nu e majoritar ortodoxă, cel puțin cum suntem noi, dar ce zice Părinte Roman Braga? Noi ne dăm ortodoxi, dar nu suntem la câți copii avortăm, cât toată America, spune el. Deci Obama a ajuns președinte când? În 2016 intră Trump, deci a fost 2016, 2011, 2011, 2006, ceva de genul ăsta. Deci vorbim undeva de, hai să zicem, între 2005 și 2011, dar nu cred că părintele a prins al doilea mandat și probabil în primul mandat. Deci undeva în 2005-2010, foarte aproape, nu vorbim de timpul lui Bush sau nu știu, Nixon și mai departe, Reagan. Spune părinte că America este o țară foarte conservatoare și așa este, fraților. Să știți că mișcarea pro-viață pe care o face Arhiepiscopia Moldovei și Bucovinei, Provita, da, care există și la Sibiu, există și la București, dar nu este în toate, nu știu de exemplu dacă aici în Galați există un departament Provita al Episcopiei Galațiului, dar mișcarea pro-viață în Biserica Ortodoxă Română este o mișcare de inspirație americană care s-a născut, culmea, în rândul neoprotestanților americani. Aici nu mai e vorba de dogmă și de... N-are treabă cu dogma. Așa cum sunt ei sectari sau nesectari, și americanii neortodoxi sunt cât se poate de împotriva avortului, da? Ca dovadă că marșul de la Washington, marșul pro-viață de la Washington în fiecare an strânge peste un milion de oameni, peste un milion de oameni, și în timpul lui Trump cred că au fost mai mult de 1,5 milioane de oameni. Vom vedea ce va fi acum din noiembrie, când vor fi alegerile prezidențiale în America, să dea Dumnezeu să câștige Trump. Dar mișcarea pro-viață în America este foarte puternică, așa neortodoxă cum este ea. Și iată că o spune un preot ortodox, Părintele Roman Braga, care a trecut prin închisorile comuniste. Dacă un preot ortodox cu experiență de mărturisitor, nu oriunde, ci în experimentul Pitești, poate să vină să spună chestia despre americani. Eu personal aș face un îndemn să fim un pic mai cumpătați, că degeaba Rusia este ortodoxă. Degeaba Rusia este ortodoxă pe hârtie, dacă în practică, și Rusia are o rată mare de avorturi, foarte mare, să știți, și Rusia are homosexualitate, oricâte decrete va da Putin, antihomosexualitate, nu va stârpi păcatul, pentru că am mai spus-o, păcatul nu se stârpește prin legi de stat, oameni buni. Asta este o mentalitate neortodoxă din punctul meu de vedere, necanonică, neabsolut nimic. Dumnezeu nu are nevoie de legile statului ca să te cureți de păcat. Hristos nu s-a pus pe cruce ca să speli omenirea de păcate, pentru că cezarul cumva a eșuat în a crea o legislație pe timpul Imperiului Roman care să curețe Imperiul Roman, inclusiv Iudeea, de păcătoși. N-are nicio treabă. În fapt, și am mai spus-o și o repet până va intra în mintea multora, măcar ca temă de gândire, statul nu este o continuare a lui Dumnezeu pe pământ. Statul nu este mâna dreaptă a lui Dumnezeu pe pământ. Este exact opusul, este fix antigonul, este statul, este înlocuirea lui Dumnezeu în mentalul colectiv al omului. Omul a creat statul dintr-o stare de păcătoșenie, pentru că n-a vrut și nu a putut sau nu a vrut, nu știm asta exact, să respecte poruncile pe care le-a dat Dumnezeu și pe care, atenție, Dumnezeu nu le-a instituit cu forța. Dacă tu nu respecti legea pe care statul o face, tu poți să fii tras la răspundere și iată, poți să-ți pierzi inclusiv libertatea pe care cine ți-o dă? Ți-o dă statul? Nu statul îți dă libertate. Te naști liber prin pronia cerească. Sunt legi naturale pe care statul n-ar trebui, nimeni în țărișoara noastră frumoasă nu ar trebui să trăiască cu mentalitatea că statul îmi dă vreun drept. Drepturile nu ni le dă statul. Drepturile ni le dă Dumnezeu și în jurisprudența internațională ele se numesc drepturi naturale. Încă există și asta este clar o calitate a culturii creștine în Europa, pe care ei, postmoderniștii de astăzi, încearcă să o șteargă cumva din mentalul colectiv. Și în Occident reușesc, pentru că în Occident oamenii, din păcate, s-au îndepărtat foarte mult de biserică. Noi stăm aproape de biserică, dar am impresia că anumite lucruri care țin de raportarea noastră cu spațiul înconjurător le percepem foarte greșit și am impresia eu că anumiți preoți orică nu știu chestiile astea, orică nu interesează să le explice oamenilor că n-au nevoie de stat pentru a avea o garanție a libertății. Și că dacă trăim, măcar noi creștinii care avem acces la un set de informații și avem, da, o conexiune sau încercăm să avem o conexiune cu Tatăl nostru din ceruri, ar trebui să înțelegem faptul că raportarea cea mai importantă este la Tatăl din ceruri și nu la stat.
Deci nu statul este atât de mult a fi reformat și de fapt statul nici nu poate să fie reformat, orice ne-ar spune oricine. Ce poți să faci este să mai peticești pe aici pe acolo, dacă poți să faci și chestia asta. În schimb, ceea ce ar trebui să se facă, și asta se poate face, dar mentalul colectiv al omului este atât de căzut încât oamenii nu se gândesc la treaba asta, este să reduci implicarea statului în viața de zi cu zi a cetățeanului. Să o reduci astfel încât cetățeanul să devină liber de intruziunea statului în ce? În absolut toate sectoarele vieții în care noi activăm. De la învățământ, la economie, la tot ce vreți dumneavoastră să vă gândiți. Asta este de fapt adevărata valoare a creștinului. Creștinul este creștin și când statul nu îl urmărește cu camere de luat vederi. El va face întotdeauna fapta cea bună și va fi întotdeauna virtuos sau se va lupta cu păcatul său pentru că Dumnezeu îi spune asta, nu pentru că statul îi spune asta. Deci nu știu cât de ortodoxă este Rusia pravoslavnică în ziua de astăzi, dar cu siguranță o știm și nu de la mine și de la părintele Roman Braga, într-un interviu luat poate acum mai puțin de 10 ani, sau maxim 10-15 ani, de faptul că America este o țară foarte conservatoare. Conservatoare pe ce? Pe idealul comunist în niciun caz, ci pe idealul creștin. Poate prost înțeles din punct de vedere dogmatic, poate că nu știu ce monah de la Petru Vodă s-ar simți insultat de ceea ce am de spus acum, dar nu e vorba de o atacare a ortodoxiei aici, este vorba de punere din punctul meu de vedere a unei situații foarte complexe într-un context adecvat în care noi să nu ne mai cramponăm atât în anumite formalisme. Și nu că ne-am debarasat de aceste formalisme care țin ortodoxia frumoasă și puternică, ci de a nu face o prioritate de a-mi impune aceste formalisme altora care cu sau fără voia lor au fost rupți. Nu este vina americanilor din ziua de astăzi, cum nu este nici vina părinților fondatori ai Americii, că nu erau ortodoxi. Este voia lui Dumnezeu. Este poate îngăduința lui Dumnezeu dacă nu este voia sa. Trebuie să fie un motiv care poate nouă oamenilor ne scapă. Mergem mai departe. Dacă venea mormonul ăla, era cu totul altfel. Familia sfântă, dacă te duci la cumpărături aici, vezi un copil în cărucior, unul pe gâtul tatălui cu călare, altul în brațul la mama, se duc familia cu 4-5 copii la cumpărături, copiii se uită, nu pun mâna pe nimic, cum fac țiganii noștri. Bine, da, eu totuși nu înțeleg un lucru. Există ce spuneți, sfinția voastră, dar în același timp există și mișcarea asta a homosexualilor, foarte puternică în da, America. Pentru că ei sunt pentru libertatea personală. Da, da. Lui bagi omului pumnul în gură să faci, dacă nu faci așa, te umori. Da. Cum făceau comuniștii. Asta e democrație. Asta e, deci, aici omul, dacă vrea să fie sfânt, este într-adevăr toată posibilitatea oare. Da. Dacă vrea să se piardă, are toată posibilitatea să se piardă. Nimeni nu-i spune fă asta sau fă altă. Nimeni nu se judecă unul pe altul. Aici este al, pe lângă 10 porunci, este a 11-a. Mind your own business. Asta însemnează, vezi de treaba dumneavoastră. Români care vin și noi am adus, eu am fost preot la catedrala în Detroit și primeam din lagările de muncă, de la Latina, din Roma și din Austria, refugiați politici. Le găseam de lucru. Ne dădeam în judecată că trebuia să faci o declarație că va avea $800 minimum salariu. De cum să-i dai? În corespondență spuneam, nu mai să mă văd eu acolo, nu știu ce și mulțumim că nu. Și când venea, te dădeam judecată că nu-i plătește $800 pe lună. Dar cum îl vedeai? Eu de la el, de ala, așa se conduce mașina. Eram cu unul în mașină, zic, mă mișa, dar vezi să-ți treaba ta, mă. Dar ce ai tu cu el? Dar vezi cum să iau, de ce aia? Păi dacă ar fi la noi. Stilul mă, românesc. Ai ajuns în America. Mulțumește-mă Dumnezeu că ești aici, vezi să-ți treaba ta, de familia ta, dar ce ai tu cu vecinii? Dar vedeți, aici în America, eu vă spun cum se vede din România. Eu știu cu se vede. Cu problema asta cu homosexualilor mă refer. Da. Bine, hai că îi lași liber, dar am impresia că ești încearcă. Vedeți? Are de toate și părintele din România și nu ar trebui, eu nu îl judec nici pe părintele Braga pentru ce spune, nici pe părintele de la Putna ce spune. Este contextul în care te naști.
E foarte interesant și o să vedeți mai departe ce spune părintele Braga despre ortodoxie în America. Nu este la fel, fraților. Și ortodoxia în Rusia, de-aia eu sunt foarte sceptic, 99% sceptic, că ortodoxia pravoslavnică pusă în România cu forța unui decret guvernamental n-ar rezista nici măcar 24 de ore. Pe mine mă amuză, sincer, și eu cunosc politic situația din Rusia înainte să devin ortodox. Pe mine mă amuză, dar uneori mă și înfurie. Ignoranța, ca să nu spun prostia, unor frați din biserică, care nu cunosc, nici măcar n-au ieșit din țară vreodată. N-au deloc experiența traiului în Occident. Ei vorbesc de Occidentul decăzut, Occidentul imoral. Bine, cum spui tu, dar ai muncit o zi în vest, ai trăit o zi în vest, te-ai integrat în vest, știi măcar să vorbești o limbă străină? Mulți nici nu vorbesc o limbă străină, vorbesc limba română, n-au ieșit din țară, nu mai spun de ea care au ieșit în țară, care muncesc de 7-8 ani, unde stai? Prin Hamburg, prin Paris, prin Hanover, prin Amsterdam. Dar vai ce rău e Occidentul. N-am să înțeleg niciodată ipocrizia asta. Bă, eu când am mai rezistat în Belgia, rezistat cu ghilimele de rigoare, în sensul că m-am scârbit, dar a fost și situația cu soția mea, pentru că a fost și ăsta un motiv în care am revenit în țară. Da? Dragostea. Ce motiv mai bun de atâta să ai? Dar oricum aveam de gând să plec, chiar dacă nu mă însuram, am zis maxim 10 ani pentru mine, un deceniu în Belgia este de ajuns. Au fost chestii, dar inclusiv chestii legate de homosexualitate și eu am avut de-a face în Belgia, o să vorbesc o dată pe larg cum s-a întâmplat, dar am avut de-a face cu poliția în Belgia din cauza homosexualității. Da? Și mi-am dat seama că sunt niște chestii nasoare, dar pe de altă parte, frate, am făcut bani acolo. Bani cu care în România am putut să fac niște chestii pe care altfel ar fi trebuit să mă împrumut în bănci. Cum sunt nevoie să fac acum, de exemplu. Deci eu nu mă uit la un pahar și văd doar o parte din... Întorci paharul, vezi că un pahar are o jumătate plină și o jumătate goală. Da? Adică mi se pare o lipsă de onestitate personală și o dovadă de ipocrizie maximă și de fariseism, de fățărnicie. Da? Tu să critici un loc în care nu găsești niciun aspect pozitiv, totul este negativ acolo. Occidentul vine și ne colonizează, dar în timp ce tu ești în Occident, n-ai în schimb de niciun fel experiența rusă sau a trăirii într-un stat, nu mai spun că mai sunt ăștia care vin și îmi laudă și China comunistă, deja cu ăștia nu mai pot, frate. Deja cu ăștia nu mai pot. Când tu te plângi de faptul că Uniunea Europeană vrea să introducă identitate digitală, vrea să introducă credit score-ul, adică acel credit social. Ce înseamnă credit social? Înseamnă că fiecare dintre noi, dacă se va implementa sistemul ăsta, vom avea un credit ca la bancă. Îți faci un credit în baza unor întrebări la care răspunzi, da? Ce salariu ai, lucrezi doar tu sau lucrează și nevasta și mai departe, câți copii ai, întreține mai ai, nu mai rate, și în baza acestor întrebări îți face un scor care îți spune câți bani poți să iei, dacă poți să iei și mai departe. Acest credit social pe care Uniunea Europeană vrea să-l introducă, da? Și care ne va transforma pe noi în niște roboței digitali, buni sau răi, și în funcție de bun sau răi vom primi niște recompense sau niște pedepse, de unde credeți că este inspirat? Fix din China comunistă, pentru că acolo deja este implementat. Dar idioții utili, iertați-mă agresivitatea verbală, idioții utili, mari ortodoxi, mari pupători de moaște și de icoane, îmi spun mie, băi, nu vezi că China comunistă este cea mai mare putere economică? Eu acestor oameni nu pot să le spun decât că sunteți niște idioți utili, pur și simplu. Și vă doresc bon voyaj spre China. Ideea este că nu veți rezista acolo și măcar 10 minute. Domnul Andrei Dârlo, care a făcut un doctorat în China și a scris o carte pe baza doctoratului său, se numește China Harului, a trăit în China și dânsul la vârsta asta spune că nu s-a putut adapta în China. Pur și simplu. Dar vin idioții utili, care probabil au singura lor tangență cu China, este un telefon Huawei sau Xiaomi și încep să ne dea lecții despre China. Dar în același timp spun, vai, dar cerea Ursula von der Leyen că vrea să bage portofelul digital. Păi astea sunt inspirații de natură chineză. China este pur și simplu în Beijing. Nu există centimetru pătrat să n-ai 5 camere de luat vedere care te urmăresc. De la expresie facială, totul este urmărit. Totul. Ești bagat într-o bază de date la care au acces miile și zecile de mii de angajați Partidului Comunist, care au o singură responsabilitate, de a urmări ce face poporul chinez în fiecare minut. Ești supravegheat 24/7. În perioada pandemiei, chinezii erau încuiați în case. Nu li se dea voie să meargă să-și cumpere de mâncare. Ați uitat clipurile cu chinezii care urlau de foame în case?
Și voi veniți să-mi spuneți mie că inspirația voastră e China și nu știu ce. Păi vă doresc să aveți parte de China, dar în China, nu în România și nu în Europa. Și așa China și-a băgat prea mult nasul și slavă Domnului că a făcut și guvernul ăsta de 2 lei. PSD-PNL a făcut un lucru bun și a interzis implicarea Huawei în expansiunea rețelei de 5G, pentru că Huawei vroia să facă ei rețeaua de 5G în România. Slavă Domnului că au fost găsat un șut în fund. Aici a avut un rol și America, pentru că America, da, este, așa cum a spus și Richard Nixon, poate poporul chinez, poporul american sau poporul american, poporul rus pot fi în relație prietenie și au fost, americanii cu rușii chiar au fost, au luptat cod la cod la al război mondial, dar guvernele celor două țări, fie că vorbim de Rusia-America, fie că vorbim de America-China, nu pot să fie prietenie și nici n-ar trebui. Același lucru și pentru guvernele României și ale Rusiei sau guvernul României și al Chinei. De ce? Pentru că cele două guverne, cele două mentalități politice sunt în totală opoziție. Noi românii ne-am plâns de restrângerea drepturilor și libertăților noastre naturale în timpul pandemiei și aceiași idioți utili acum vin și ne spun că ar vrea modelul chinezesc în România. Așa nu pot să spui decât că sunt niște oameni cu un simț al percepere realității inexistent. Din punctul meu de vedere, ăștia sunt cazuri patologice de oameni care sunt pur și simplu sonați. Un om care este întreg la minte nu poate să aibă în vedere implementarea în țara sa a unui sistem autocratic de tip chinezesc. Și nu mă interesează, oricum e o balivernă că China e puterea economică numărul 1, acolo sunt niște probleme și oamenii care le pasă destul de mult să înțeleagă economie și mai ales economia Chinei, o să ajungă la concluzia mai devreme sau mai târziu că economia Chinei este un mare balon de săpun, da? Dar ce le servește lor la anumit tip de presă pe care îl citesc și care intră în contact, e ca și cum eu m-aș uita acum peste gard în grădină la socrul meu și aș deveni, doar prin faptul că mă uit, aș deveni expert în agricultură. Și din secunda următoare aș putea să fac un live în care să vorbesc despre care este momentul propice pentru a planta pomii și pentru a-i curăța de creștere uscată și mai departe. Ori eu care nu știu aproape nimic despre agricultură. Dar cam așa sunt oamenii ăștia. Deci ei se uită peste gard, văd o chestie și zic, știu și eu, și eu pot să fac, că mă pricep. Sunt păreologii de serviciu. Să aveți parte de China, dar în China. Revenind la ceea ce spunea părintele Roman Braga și o să dau din nou drumul să vorbească, să dea drumul la Sidiu. Gândirea americană, într-adevăr, este una centrată foarte mult pe libertatea individului. Există un soi de individualism în America și acel individualism se regăsește foarte mult în Constituția Americii și acest mind your own business sau vezi de treaba ta este cumva una, să zicem, o parte a crezului american, nu mă refer la crez din punct de vedere religios, și la crez din punct de vedere al vieții pe care noi americani și l-au dorit în secolul 17-18 a fi implementat. Să știți că americanii care au ridicat America și care au contribuit la boom-ul american sunt europeni care au fugit din Europa din cauza sărăciei și a prea multor reglementări pe care le aveau încă de acum 200 și ceva de ani, inclusiv sărani din Transilvania, da? Care trăiau încorsetați în legile stupide al unor state și autocrați care pur și simplu nu aveau niciun fel de iubire pentru cuvântul libertate. Ori libertatea, în primul și în primul rând, ca să vorbești despre ea, trebuie să o trăiești, trebuie să știi ce este libertatea reală ca să poți să faci o comparație cu ce nu este libertate, pentru că dacă nu te-ai bucurat de libertate și noi în Europa, inclusiv România, nu ne bucurăm de libertate. Eu am o părere foarte puternică vis-a-vis de ce era dictatură înainte de 89 și ce este dictatură după. Eu nu cred că dictatura de dinainte de 89 a fost eradicată, cred doar că ea a devenit una mai soft, una mai moale, una mai tolerantă, una care să mimeze, dar o libertate reală nu avem. Da? Dacă socrul meu vrea să facă o modificare la casă, îi trebuie 10.000 de acte de la primărie, de la Consiliul Județean și mai departe, de autorizații. Când tu depinzi de stat ca să-ți faci o casă pe pământul tău și pe pământul tău tu plătești taxe către stat care n-are nicio treabă cu pământul tău, aia nu este libertate și sunt doar două argumente, sunt N argumente pe care vi le pot aduce că nu trăim într-o libertate, dar, și cu asta am încheiat, în America au avut această libertate. În America și-au luat pământ pur și simplu, bătând
un țăruș acolo, Chenarul ăsta e al meu, e pământul meu. Și au trăit această libertate, inclusiv vestul sălbatic. Wild Wild West a fost o formă de libertate. Este o discuție și ce faci cu libertatea asta și cum o trăiești. O, da, dar premisele libertății totale în America a existat. Hai să vedem mai departe ce spune Părintele Braga. Că ei încearcă să influențeze și pe creștini să le accepte punctul de vedere. Aici e treaba. Știți? Creștinii aici sunt foarte conștienți de lucrul ăsta. Da, da, da. Sunt foarte conștienți. Dacă creștinul vrea să se lasă influențat, se lasă. Dacă nu, îi spune Doamne, vezi de treaba. Ești homosexual? God bless you, Dumnezeu să te binecuvânteze. Treaba dumneavoastră, ce faci cu treaba mea, lasă-mă pe mine, îmi pace, am soția mea cu fiii. Da, 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 da. Așa se învățați pe români. Da. Că dacă individual el este puternic, nu acceptă. Nu acceptă, da. Individul trebuie educat, dar dacă el, individul nu e educat, se duce după oricare. Ăsta vine cu homosexualul, celălalt vine cu masoneria, celălalt vine cu satanismul și care... Oricare, dacă el e slab, oricare pune mâna pe el. Deci ce trebuie educată persoana în România? Și asta este valabil pentru partide politice la fel. Atenție, nu poți să-i duci prin legi de stat. Iarăși mă întorc la obsesia românului și a europeanului în general de a pune statul să facă ceva. Ori să facă Uniunea Europeană, să ne interzică Uniunea Europeană să mai bem din peturi, că peturi le poluează. Toate aberațiile astea care vin de la Uniunea Europeană, dar și... de la statele naționale, apropo și de suveranism. Suveranismul e bun, dar eu întreb ca om care dorește ca România să aibă independență de orice fel, așa cum România la nivel de stat vrea să aibă independență, sau mă rog, unii din anumite partide politice, AUR, SOS România, alții poate vor și ne vând această placă cu suveranitate, eu aș vrea să am și o suveranitate ca individ față de propriul meu stat. Cu ce mă încălzește pe mine dacă guvernul României poate să facă ce vrea în România fără să ceară permisiunea Uniunii Europene sau fără să fie cumva constrâns de anumite prerogative pe care Uniunea Europeană le vrea implementate în țările membre, dacă eu ca cetățean român, iertați, nu am niciun fel de libertate față de statul meu. Înțelegeți ce vă întreb? Da? Cred că înțelegeți. Și aici Părintele Roman Braga are dreptate. Dacă cetățeanul e prost, cum spunea Părintele Nicolae Steinhardt, că sunt 7 păcate capitale, pe primul, Părintele Steinhardt l-a pus pe primul loc prostia. Și spune că prostia nu este o formă de virtute sau o formă de toleranță. Este un păcat capital. Să fii prost este un păcat capital, o spune Părintele Steinhardt, alt om care a trecut prin experiențele cumplite ale închisorilor comuniste și care a ajuns din evreu creștin ortodox, botezat în închisoare, în timp ce și executa pedeapsa alături de oameni de toate felurile, inclusiv legionari. Deci, dacă românul e prost, el va fi fraierit de ori și cine. Da? Șoșoacă poate să vină mâine sau orice lider politic să spună: voi face din pământ să iasă un arbore mare și în el vor crește bani. Un prost va crede chestia asta. Exagerez acum, evident, de dragul discuției, dar exemple sunt nenumărate de oameni proști, needucați. Și când spun needucați, nu mă refer că au sau nu au o diplomă, pentru că oameni buni, eu am făcut o facultate, n-am terminat-o, n-am luat diploma și, sincer să fiu, nu pun 2 bani pe o bucată de hârtie, la fel cum nu dau 2 bani pe bancnote, care sunt hârtie falsă, tipărită de banca de stat. Nu valorează nimic. Ceea ce spune Părintele Roman Braga este mult mai valoros, inestimabil mai valoros ca informație decât toți banii pe care poate tipări BNR-ul și pompa în economie creând inflație și sărăcindu-ne. Da? Faptul că trăim într-o țară în care foarte mulți oameni sunt extrem de proști, analfabeti funcționali, este simplu fapt că, iată, statul poate să facă toată chestia asta de a crea inflație din nimic. Și nimeni nu reacționează. Oamenii fac proteste pentru 1100 de chestii. Gândiți-vă ce isterie s-a făcut la Roșia Montana, acolo unde s-a născut USR-ul. USR-ul care s-a născut din protestele de la Roșia Montana și pe care văd că și le arogă și George Simion, pentru că de ce? Vede că vinde. Subiectul Roșia Montana vinde, vin străinii și ne da. Aia a fost o companie de 2 lei, Gabriel Resources, doi
papagalii, un român și un evreu care aveau dosare penale și pe alte țări. Gabriel Resources a fost o companie fantomă, dar se pune problema. Oare aurul din Munții Apuseni ar trebui să rămână efectiv acolo neexploatat de nimeni și să zacă în pământ? Că nu mai vorbesc de faptul că nici măcar turism nu avem la Roșia Montana. Bun, cetățenii respectiv s-au luptat să nu vină Gabriel și foarte bine, repet, compania era o companie fantomă, foarte bine. Dar tema este, nu dăm aurul nimănui sau nu îl dăm unei companii fantome care clar e acolo pe furat? Ori nu-l exploatăm deloc, că vezi, doamne, cianură sau nu știu ce. Dar măcar turism se poate face? Nema. Deci aurul stă acolo neexploatat, că vezi, doamne, ecologie. Nu este ecologie. Și sunt multe metode de a scoate aurul, da? Sunt companii, inclusiv de stat, nu știu, țări care au tradiție în minerit, Noua Zeelandă, Australia, și care ar putea. Sunt și alte metode de a scoate aurul din munte, nu doar prin clorhidratul de cianură. Da, dar nu, interesul este de a ține zona săracă, oameni buni. Asta este, sunt doi factori mari și lați aici. Unul este mârșăvia statului și a oricărui om politic din zona respectivă și doi este prostia omenească care permite chestia asta, pentru că până la urmă frâiele puterii nu sunt la stat, sunt la noi. Dar dacă nu există cerere pe piață, iată, a existat cerere pe piață pentru un partid ca AUR în timpul pandemiei, clar a existat cerere pe piață și atunci a apărut și oferta. Există cerere pe piață pentru ca oamenii să se rupă de guvern, să nu mai depindă de ajutoarele de stat? Nu există. Dimpotrivă, există cerere pentru mai multe ajutoare de stat. Că le numim subvenții, că le numim plafonare și că numim inflație. Iată mâncare de pește, dar pentru că omul este prost, individul, cum spune Părintele Roman Braga, needucat, el va fi. Că vor fi sataniștii, că vor fi masonii, francmasoneria, că vor fi sectarii, oricine ar fi pe prost, e foarte ușor să-l manipulezi, e foarte ușor să-l duci de nas, e foarte ușor să-l duci în direcția în care vrei tu să-l duci. Frumusețea este că e nici măcar, în faptul că nici măcar el nu știe că este manipulat. Pentru că nu este obișnuit să gândească, nu este obișnuit să se educe, nu este obișnuit să citească, nu este obișnuit să ia contact cu oameni precum Părintele Roman Braga, ești prin intermediul unui simplu CD. Care costă 5, 6, 7 lei maxim pe net ca să-l cumperi. Nu există curiozitate. În primul rând, nu există păsare. Omului nu-i pasă, românului de rând nu-i pasă de ajuns de mult, încât să știe de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în jurul său. Și atunci rămâne într-o stare de apatie, de pasivitate și din când în când îmbucnește nervos, da? Și se plânge și intră într-o mișcare. N-are importanță cum se numește, care îl va manipula, cum a fost și comunismul. Diavolul este foarte ușor să-ți rupă sufletul în două și să te atragă de partea sa, vânzându-ți niște iluzii că va fi mai bine. Mai bine le vine doar atunci când tu pui osul la treabă, când tu ești pe barba ta și după aceea, din bunăstarea ta proprie, poți să faci și cu alții. Dar bunăstare nu se face cu forța, milostenie nu se face cu forța, iar binele nu vine de la guvern. Nu poate să creeze guvernul bine. Cu cât guvernul este solicitat să intervină mai mult, cu atât va strica lucrurile și le va face mai mult un amalgam. Asta se întâmplă și în America, de unde și decăderea Americii în ultimii 20-30 de ani și frustrarea. Pentru că ceea ce vedem astăzi în America nu este America reală. America reală este America în care fiecare a făcut ce a vrut. Bineînțeles, în anumite limite, că și acolo dacă ucideai acum 150 de ani, te căutau niște șerifi federali și te spânzurau. Dacă furai cai, erai spânzurat. Dacă jefuiai diligențe sau dacă jefuiai trenuri, la fel, erai spânzurat. Pedeapsa era moartea. Dar când mă refer că făceai ce vroiai, pământul era al tău, nu îți trebuia autorizație de la stat să construiești o casă, nu trebuia să faci studiu geotehnic, nu îți trebuia 10.000 de autorizații să-ți cumperi o mașină și așa mai departe, multe, multe alte chestii care au și ajutat America să aibă un boom economic, să ajungă cea mai dezvoltată țară din lume și un magnet pentru mințile cele mai luminate ale Europei sau ale altor continente. Și continuă în pofida faptului că America se europenizează. Se europenizează foarte mult în momentele de față datorită Partidului Democrat și a stângii, a socialismului și a comunismului din America. Și noi numim asta cum? Ideologie woke, corectitudine politică sau neomarxism. Sau neomarxism. Este comunismul american într-o nucă sintetizat.
pentru că acolo a prins prima oară. În Europa ei n-au apucat să implementeze neomarxismul, l-au implementat în America pe fondurile libertății. Aici s-a văzut foarte mulți americani prost educați, la nivel de individ, au pus botul la mișcarea neomarxistă din anii 60-70, emanciparea sexuală, hippie, apoi creșterea mișcării homosexuale, de care se vorbește și în acest dialog. Și încă o dată, putea să se facă lobby pentru homosexualitate în America de aici și până în partea cealaltă a planetei. Dacă indivizii americani ai acelor momente, de anii 60-70-80, când mișcarea homosexuală a prins foarte multă putere, erau bine educați și ancorați în credința creștină, ei n-ar fi pus botul și n-ar fi ajuns astăzi atât de multă toleranță pentru sodomie în America. La fel se întâmplă și în România. De ce credeți că în 30 de ani am ajuns să avem parade în Cluj, Napoca, în Sibiu, în București? Pentru că românii, o grămadă de ei, sunt proști și de fapt nu știu nimic despre ce înseamnă sodomie. Și ce vine la pachet cu sodomia și care sunt efectele, nu doar asupra sănătății și asupra vieții tale intime și psihice și sufletești, dar și din punct de vedere legislativ. Ce aduce un pachet legislativ pro-sodomie, pro-homosexualitate, care sunt consecințele pe care le implementează în societate? Oamenii nu gândesc la chestia asta, e tolerant, e iubire, nu știu ce, niște cuvinte abstracte care nu înseamnă nimic și dacă îi pui să dea niște definiții, nu sunt în stare, da? Vor veni cu un limbaj de lemn, inclusiv acela de măsluire, de confiscare a termenului de căsătorie, care de când există omul, a fost foarte clar înțeles ca fiind unul liber consimțăminte dintre un bărbat și o femeie. Astăzi se vrea confiscarea termenului și pauperizarea sa, aruncarea sa într-un melanj din ăsta. Dom'le, căsătorie nu e doar într-un bărbat și o femeie, este între oricine. Da? Ei bine, cine pare să pună botul? Dacă pot să vorbesc așa, cine pare să pună botul la o asemenea aberație? Cine este prost? Un om prost. Atât. Un om prost educat, repet, nu din vârful școlii. Un om prost educat din punct de vedere al istoriei, un om prost educat din punct de vedere inclusiv al familiei, fără să știe, de exemplu, consecințele adopției copiilor de către cuplurile de persoane de același sex, care sunt consecințele asupra psihologicului copilului care va crește în acea familie, care sunt repercursiunile. Nimeni nu-i pasă de chestia asta. Toți vorbesc de emancipare a societății, de toleranță, de fapt că nu mai suntem în evul mediu, ca și cum ce legătură are una cu cealaltă, pentru că homosexuali existau și în evul mediu. Da? Nu e ca și cum homosexualii au fost inventați acum în ultimii 30 de ani. Ei există de când există păcatul în lume. Adică de când există omul. Da? Dar în schimb, noi, deși tehnologic avansăm, din punct de vedere al perceperii corecte a realității, suntem într-o stare de degradare. Da? Dar ce spunea Părintele Roman Braga este esențial. Educația pleacă de la individ și avem responsabilitatea fiecare dintre noi să ne educăm. Cărți, slavă Domnului, sunt pe toate drumurile, anticariate, cărți noi, cărți vechi. Ce ne oprește să ne pese? Ce ne oprește să ne pese astfel încât să nu mai fim supărați că trăim într-o țară cu mizerie și cu lucruri care sunt anormale? Nu ne oprește nimic, dar de păcate nu o facem. Ana, România. Persoana, dacă e puternică, se bucură sau se întristează de tot ce vede împrejur, dar el nu le influențează cu nimic. El are principiile lui. Fiecare individ în România, dacă este într-adevăr ortodox, să aibă principiile lui morale. Iauzi. Criza nu este economică în România. Interior. Criza este morală. Așa este. Criza este morală pentru că omul nu este educat creștin. El crede că dacă se duce la biserică și șoșotește cu vecina în biserică, nici nu se la rugăciuni, și-a făcut pisica și el crede că asta se mântuiește. Criza este morală și ceea ce trebuie să-i educați dumneavoastră acolo și fiecare în sătucul lui și fiecare preot în parochia lui, să avem niște personalități creștine, nu niște indivizi care pot fi influențați de orice. Că de ce biserica nu face așa? Că de ce guvernul nu oprește
Păi dar guvernul, dacă ați intrat în Europa, nu o să-i pună pumnul în gură la nimeni. Pentru că în Europa, sigur, sunt multe nenorociri. Cea mai mare nenorocire că Europa nu mai este creștină. Aici bisericile sunt pline, părinte. Și am impresia că nu e atât de secularizată America cât Europa Occidentală, nu știu, așa? Hai de mine! Nu? Dar este singurul continent care a rămas. Bisericile sunt pline, dacă duci la anumite găzării, duminica sunt închisă. Dar nu e, nu. Nu judecați, America are. Pentru că cine este educat creștin, este educat creștin. De ce vin atâția la ortodoxie? De ce crește ortodoxia cu 10% pe an în țara asta? Ia auzi. Și ziarele, până acum, de 3 ori am citit în ziare, care este... Pentru că oamenii aici sunt maturi. Ceea ce lipsește românului este maturitatea creștină. Nu cunoștințele, părinte. Așa cum cunoștințele nu te mântuiesc, tot așa cunoștințele te... Știi istoria bisericii, că nu știu ce, că-s bun creștin, că știu rugăciunile vii din afară și rostesc paraclisul. Nu, maturitatea. Și maturitatea este duhovnicească. Dacă ajungi ca părintele Cleopa, poți să te duci prin tot iadul, că nimica nu te influențează. Că iadul este oșunde. Aici sunt temple ale satanii și scrie Satan's Temple. Dacă vrea să piardă, se duce și sunt unele care se duc. Dar nu o să vină niciodată poliția să închidă ușile. România asta așteaptă. Că de ce guvernul și nu? Dacă tu aștepți guvernul să te facă pe tine moral și poliția, atunci nu este maturitate care nu. Deci exact asta se întâmplă, oameni buni. Exact asta se întâmplă. Uitați-vă puțin la discursul AUR. Eu am zis că o să votez AUR la europarlamentare și pentru faptul că a intrat Mihai Neamțu, dar oricum probabil singurul partid care cel puțin din punct de vedere al unui anume conservatorism social punctează foarte bine pe anumite direcții. Dar există acest fel de mesianism politic la AUR, la domnul Lavri, la domnul Târziu. Nu știu, domne, să ajungem la putere și vom face, vom proteja familia, băi. Dacă în familie, dacă un soț și soție, ei simt că trebuie să fie niște degenerați, niște distruși aici, ce o să facă domnul Târziu? O să stea cu poliția la poarta lor să-i urmărească ce fac ăștia în dormitor? Sau... Nu, frate! Asta este o tâmpenie, este o iluzie. Este o iluzie. I-am spus domnului Târziu, am încercat să vorbesc cu dumneavoastră mai multe ori. Din păcate, aici este vorba de mentalitate. E foarte prost înțeleasă libertatea în România. Foarte prost înțeleasă și, așa cum spune și părintele, nu există maturitate. Da? Nu există maturitate. Poți să faci la acatiste până poi mâine. Doar citind acatiste nu vei deveni matur. Trebuie să iei contact și cu celelalte lucruri din viața asta. Pentru că ești om, în primul rând, ești un trup posă de carne. Nu ești un înger. Da? Nevăzut. Nu trăiești doar în lumea metafizică. O anumită perioadă de timp, 80, 90... cât o fi de ani, tu trăiești în lumea asta, trebuie să înțelegi legile naturii. Are foarte multe de treabă, dar vedeți cum a ajuns părintele Braga probabil la concluziile astea? Pentru că odată cu experiența sa de viață fulminantă, de deținut politic, da? Și apoi a văzut ce înseamnă de fapt America, fără să o judece de unde, din fundul satului, ca și cum aș apuca eu acum de aici din județul Galea să-mi dau eu cu părerea despre America, că e așa și pe dincolo, că am văzut la televizor că acolo sodomiți, că nu știu ce. De parcă numai în America sunt sodomiți. Nu. Nu. Niciodată statul nu va putea să facă morală cu forța. Nici antimorală, pentru că întotdeauna, să zicem că mâine statul român va legaliza mariajul gay, da? Este o posibilitate. Să zice că va face. Și mă îngrozește ideea asta. Dar dacă o va face, asta înseamnă că eu voi accepta mariajul gay? Că îl voi vedea ca individ? Voi vedea acest tip de mariaj ca fiind ceva normal? Nu. Voi avea aceeași atitudine, indiferent de ce va face statul. Că mă va supăra mult chestia asta și că mă va mâhni și că probabil nu o să mai pot să mai vorbesc deschis, că asta va fi o consecință, mai mult ca sigur, în rândul întâi, da?
vor forța preoții să poate să facă chestii din ăsta și multe repercusiuni din ăsta, dar nu vei mai putea vorbi liber, că se va considera discriminare. Da? La fel cum e în Occident, în țările în care s-a legalizat mariajul gay. Deci da, dar în interiorul meu voi avea o altă părere, nu, în cel mai fericit caz ei vor obține doar o cenzură împotriva noastră, că noi de frică să ne ajungem la pușcărie sau să plătim amenzi sau să ne pierdem locurile de muncă, nu vom mai vorbi deschis împotriva așa zisului mariaj gay, așa zisului căsătorii interpersonale același sex. Dar în mintea mea și în sufletul meu nu voi accepta niciodată ca fiind ceva normal, firesc, natural și pe placul lui Dumnezeu așa ceva. Indiferent de ce îmi vor spune ei, indiferent de cât de multă presiune, indiferent de cât de multe cursuri de orientare profesională îmi vor face și mai departe, de reeducare, cum se fac prin Canada, cum mi s-a pus doctorului Jordan Peterson să facă cursuri de reeducare, exact ca în timpul perioadei comuniste în România. Literalmente, vorbim de Canada, oameni buni. Da? Deci, nu! Nu mă vor transforma într-un degenerat, într-un apărător al drepturilor sodomiților, doar pentru că au luat o lege de stat. Niciodată. Decât dacă mă vor lobotomiza eventual. Dar dacă îmi vor scoate creierii afară și îmi vor pune alt creier, poate atunci. Dar altfel nu. Și viceversa la fel. Deci Peter Braga are dreptate din punctul meu de vedere, 120%. Da, este scandalos și pentru români e scandalos să vezi, wow, de mâine mariajul gay legal. Și pentru mine ar fi scandalos că eu trăiesc în România. Dar în același timp îmi pun problema și, cum spune Peter Braga, mă va transforma asta într-un fan al mariajului gay? Da. Mă va transforma, nu știu, dacă de mâine vine un partid socialist la putere, nu că n-ar fi deja. Să zicem, vine unul mai socialist ca PSD-ul și spune, Vasile, dacă ne votezi pe noi, vei primi 1.000.000 de euro a doua zi. Mă va face pe mine să votez Partidul la Socialism, mă va face pe mine să văd socialismul ca pe ceva? Nu. Mulți români probabil vor spune, wow, 1.000.000 de euro, da, domnul Ciolacu, vă votez, cum să nu? Oh, ne măriți pensia, oh, domnul Ciolacu, luați de aici cu 2.000 semnătura. Ne dați, măriți salariul minim, oh, aleu, chiar dacă eu habar n-am că sunt prost de rup și nu știu că de fapt salariul minim, în cel mai fericit caz, mă va lăsa fără loc de muncă, da? Că și acolo e o capcană mare, dar nu mai intru și în discuția asta. Am explicat deja de ce salariul minim e o prostie și oamenilor nu le pasă de ajuns de mult încât să bage la cap. Dar niciodată orice ar face, dacă statul face ceva imoral și după aceea încearcă să îmi cumpere bunăvoința cu bani sau cu orice altă metodă, asta nu mă va face niciodată să văd cu ceea ce eu consider a fi rău și destructiv și imoral. Nu voi vedea invers ca bun și moral, indiferent de ce avantaje materiale sau de orice altă natură mi se vor prezenta. Eu doresc ca și România să aibă ortodoxia din America. De ce? Acum spune la clipul 2, a fost interesant și clipul 1, sper că a fost interesant pentru domniile voastre. Acum la clipul 2 m-a vorbit Părintele Braga despre modul în care cultul ortodox se gestionează, mai ales din punct de vedere financiar, în America. Ascultați cu atenție. De ce? Știu că mă acuză mult de treaba asta, că s-a americanizat. Nu e. Țara mea este România. Eu nu-mi pierd identitatea națională și nici limba. Dar doresc ca să fie ca aici, pentru că aici nimeni nu ajută. Îți trebuie popă să-l plătești. Îți trebuie biserică să o faci. Statul nu-ți dă niciun franc, dar nici nu spune nu. Ai făcut-o, este bine făcută, ți-o binecuvintează, statul îți dă și scutire de taxă. Așa că, dar românii s-au învățat că ortodoxia însemnează să te duci la biserică și să faci două, trei cruci și pe urmă zice că, da, dar lumina cine o plătește în biserică? Da? Căldura. Aia e treaba cu ofițe. Aici toți credincioșii sunt membri. Este și bine, este și nu bine. De ce nu este bine? Că toți cei care sunt botezați sunt membri în Biserica lui Hristos. Nu trebuie să ai o listă. Da. Dar aici fiecare parohie are o listă de membri care își plătesc datoria față de parohie în fiecare lună. Din aceasta, iar preotului să tai un cec și nu umblă cu cerșitul. Cecul acela care îl să-l taie preotului
poate să trăiască el cu toată familia lui de copii, îi se dă casă parochială, preotul nu plătește telefonul, preotul nu plătește lumina, nu plătește căldura, preotul este preot, ca să-și poată vedea de misiune. Nu se taie lemne în pădure. Dar credincioșii toți sunt educați în fiecare lună să-și plătească datoriile. Da, nu există riscul ca unii să nu vrea să dea banii ăștia și atunci nu se mai declară la biserica respectivă. Știți? N-are unde. Da. Că la oricare biserică s-ar duce, la fel trebuie să facă. Și nu are dreptul de vot decât cel care își plătește datoriile lunare. Am înțeles. Există un consiliu parochial, un președinte al consiliului parochial, există consilier, epitrop, cum se spune în România, epitrop casier, controlori și așa mai departe. În felul acesta este instituție, ca să spunem așa. Că mulți dintre români critică, nu mai este biserica, este duhovnicească, este instituție. Dar nu te uita că Mântuitorul a avut două firi, și firea omenească și firea dumnezeiască. În dosul acestei instituții, instituția este ca să ajute biserica duhovnicește și să-i dea preotului demnitate. Preotul îi dă un cec și se face concurs pentru parohii și se spune, noi oferim atâta, dar dacă mai este altă parohie care e vacantă și oferă altfel, preotul poate să candidează la două parohii și se duce la una care îi se oferă ceea ce cere el. Și atunci preotul nu umblă cu cerșitul, preotul nu este doar că trăiește din colibă, preotul nu-l poate critica nimeni, este o persoană demnă, își poate întreține copiii la școală, poate să mănânce din salariu. Eu am fost călugăr aici, eu n-am fost. Dar câți bani cât am fost la catedrală, am o pensie, adică mă dau la mănăstire, când stau la mănăstire, nu știu, de 800 de dolari. Chiar dacă aș sta, să spunem, să nu stau în mănăstire. Dar în America nu mănânci 100 de dolari pe lună. Cu restul ce faci? Dar nu te îmbraci după ce ești la pensie în fiecare an să-și schimbi costumele. Ți-ai dat rost. 1, 2, 3, dacă ai acolo. Omul trăiește, adică din pensia care o primește, bătrânul poate să trăiască. Acum sunt și oameni fără adăpost, fără casă, pentru că le ia băncile. În crize economică asta se întâmplă. Da. Americanul nu trăiește în casa lui plătită. Românul trebuie să-și plătească, nu se simte bine dacă nu-și plătește. Acum simt că e casa mea. Dar americanul nu e așa. Americanul ia bani din bancă, își face casă, în 30 de ani o plătește. El în 30 de ani trăiește într-un sat. De ce ea spune așa? În fiecare lună, nu există mai datoare populație decât populația americană, care e datoare băncilor până în gât. Pentru că toți își plătesc casele, încă nu sunt plătite, tot plătește așa numitul mortgage. Mortgage, da, da. Dar din asta trăiesc băncile, că ele câștigă, că mortgage-ul e mult mai mare decât ai plăti toată suma într-o zi, da. Că se adaugă dobânzele. Asta e progresul Americii. Asta este consumismul, adică consum. Dar dacă nu consum, nu există progres. În România e acea sticlă și o spală de nu știu câte ori și o pune acolo că mai trebuie. Aici se aruncă la gunoi imediat, pentru că muncitorii nu mai au de lucru la fabrica de sticlă. Aici poți să trăiești din coșul de gunoi, din ce aruncă americanul la coșul de gunoi. Dar dacă nu aruncă, muncitorilor nu le se dă de lucru, fabricile se închid. Aici, dacă omul nu-și cumpără la fiecare 2 ani o mașină, aici se închid fabricile de automobile. Dar el la 2 ani duce mașina înapoi și mai pune ceva și dă una nouă. Iar aceea ajunge la cimitir, o vinde mult mai ieftină la altcineva, care după ce s-a sărcat carul în America, trebuie să plătești 25 de dolari, că te pune la amendă, să nu-l lași pe drum. Când s-a stricat carul, nu mai vinzi părțile, când mai câștigi ceva din părți, ca în România.
Mai plătești 25-100 de dolari ca să-l ducă la cimitirul de mașini. Și legat de comparația asta între ortodoxia din America și da. Din România, ce mai aveți de adăugat? E demnitate. Este o ortodoxie demnă. Mm-hmm. Pentru că au venit îndrânsa elemente locale care sunt educate să trăiască în standardul ăsta de viață. Adică omul îi se dă respect omului. Preotul trebuie respectat. Nu trebuie făcut din el un cerșător ca să vină la fiecare întâi ale lunii să-ți boteze casa pentru un ban. Vine odată pe an la Iordan, binecuvintează casa fără niciun ban. Nu te duci la mărturisire în America să vezi talerul acolo să pui bani. E ceva îngrozitor. Da. Și în România nu mai sunt mulți de acord asta că sunt... Aici este totul. Deci eu, de exemplu, eu n-am prins timp. Eu sunt botezat în 2021, 1 ianuarie, la Mănăstirea Oașa. Eu n-am prins chestiile astea. Dar dacă înțeleg bine, asta seamănă foarte mult cu ce se întâmpla cu catolicii acum câteva sute de ani. Cum se numea, Doamne, procedura aia prin care tu păcătuiai, te duceai cu punga cu galben la preot, îi o dădeai și ți erau iertate păcatele, a doua zi puteai să o iei de la capăt. Din ce înțeleg, s-a făcut chestia asta sau în ortodoxie. Asta mi se pare și o dovadă de ipocrizie astăzi, că văd așa o foarte mare vervă acum că a fost Paștele Catolic și a fost foarte multă vervă pe anumite pagini de Facebook, mireni, preoți, monahi, domne, nu spunem Hristos a înviat catolicilor decât eventual în intimitate, așa, nu se n-audă lumea. Mie, sincer, eu nu știu, eu nu sunt mare ortodox, sunt vai de capul meu, dar mie mi se pare o prostie să gândești așa, sincer. Nu intru în canoane și să-i spui unui catolic de față cu alții, Hristos a înviat, nu mi se pare o erezie. Asta nu înseamnă că sărbătoresc Paștele toată cu el, da? Sau că mă duc și mă rog. Pur și simplu, mi arată un semn de respect. Dar, zice Părintele Braga, că iată se practica treaba asta și a confirmat și celălalt preot de la Putna, te ducea la spovedanie și puneai bani în taler. Adică nu intrai la spovedanie pentru că nu dai bani, că erau obligați preoții că așa mai făceau și în bani ca să trăiască. Nu trebuie să fii ortodox ca să-ți dai seama că treaba asta nu e normală. Nu trebuie să citești canoane ca să dai seama că chestia nu e normală. Eu mă îndoiesc că undeva scrie un sinod ecumenic, nu te poți spovedi dacă n-ai dat bani la preot. Dovadă că astăzi eu n-am mai prins așa ceva și nu se mai face chestia asta, dar iată s-a făcut în România și este confirmată pe CD chestia asta. Urât. Urât. Dar după ce termină Părintele Braga, o să vă explic de ce lucrurile sunt la noi așa. Ortodoxia nu trebuie să depindă de nici de guvern, de stat. Atenție. Trebuie să fie liberă, să se organizeze ea însăși. Și atunci va fi într-adevăr o biserică puternică. Asta este diferența. Ortodoxia se lasă în pomana poporului în România. Pomana. Oamenii vin și nu știu ce. Noi aici am plătit biserica asta frumoasă din piatră, care vedeți, scump de tot. Numai lucru de a așeza piatra fără costul de peste 100.000 de dolari. 2 ani au durat biserica pentru ce am făcut-o. Aici este voluntarismul, este organizat. Asta este puterea bisericii americane, este independența față de politic, corect, de stat, corect, și față de popor, nu stai corect cu mâna întinsă, ca să plătești lumina în biserică. Mm-hmm. Cum? Organizezi liste, faci membri, câte familii ai? Atâta, fiecare familie o taxezi după puterile ei. Bun, dragilor, în cazul în care poate vreți să vă cumpărați tot CD-ul să-l ascultați, eu vi-l recomand, repet, este la Familia Ortodoxă, Părintele Roman Braga, Ortodoxia Mărturisitoare, iată, Familia Ortodoxă, grupul Nectarie, Protopsaltul. Uitați-i din aici, ca să vezi că lumea că uit, poate să uită și preot, dar deci este de la Familia Ortodoxă, este arhicunoscută și la noi în parohie, se vinde lunar această revistă, dar este un număr mai vechi, probabil anii trecuți. Aia că l-am băgat, dar nu trebuia să scos CD-ul, că îmi face figuri castofonul ăsta. Așa. Ce nu spune Părintele Braga este faptul că independența financiară a mea și nu spune Sfinția sa mea și de-aia nu cunosc foarte mult politica Michigană. De exemplu, dacă mă gândesc la Texas, în Texas, oameni buni, nu există taxe pe salariu. Zero. Acolo la ei nu există salariu brut.
cât îți dă patronul, atât rămâne în mână. Statul nu-ți ia nimic. Statul texan mă refer. Nimic. Probabil că sunt alte state, general sunt cele republicane care au filozofia asta monetară economică vis-a-vis de cetățenii respectivor state. Marele avantaj al Americii față de Europa este că, fiind un stat federal, fiecare stătuleț își face propria lege. Sigur, guvernul federal are anumite jurisdicții pe care îi dă puteri administrativ-teritoriale în toată zona Americii, dar în anumite chestiuni, de exemplu avortul. Da, de când Curtea Supremă de Justiție a Americii a abrogat celebrul Roe vs. Wade, fiecare stat din America are libertate totală de a dispune, conform cerințelor poporului din acel stat, ce va face cu procedura numită avort. Astfel că după ce s-a abrogat Roe vs. Wade, unele state l-au interzis, altele din zona democrată îl permit în continuare, altele, cum ar fi New York sau Los Angeles, se face avort până în momentul nașterii, dacă vă vine să credeți, da? New York are legislația asta sau avea cel puțin anii trecuți, puteai să faci avort în ultima zi de sarcină. Literalmente. Dar alte state în America, într-adevăr, au interzis avortul. E treaba lor. E treaba lor, repet, și e bine. Doamne, dă să se federalizeze și România. Eu sunt pentru federalizare, sunt pentru regionalizarea României, astfel încât fiecare regiune, poate fiecare județ chiar, sau eventual dacă se vor comasa, să fie mai multe județe, de exemplu cum ar fi aici Moldova, da? Iași, Galați și Vaslui. Da? Ăștia trei județe să creeze o regiune care să fie autonomi pe multe chestiuni, inclusiv iată avortul, de București. Și Bucureștiu să nu mai apă niciun cuvânt de spus. De ce să-mi spună mie Bucureștiu ce să fac eu la Iași? Mă duc să trăiesc în București, trăiesc după legea bucureștenilor. Când vii la Iași, trăiesc după legea noastră. Da? Deci eu sunt un susținător al federalizării și al regionalizării, spuneți cum vreți, să României, dar asta se vine la pachet, repet, cu autonomie fiscală, da? Cu autonomie fiscală, adică taxele odată să rămână în regiuni, fiecare regiune să-și păstreze taxele, ceea ce produce să rămână în acea regiune, și ei să fie principalii beneficiari, adică companiile care operează în Iași, da? Că e Amazon, că e Microsoft, că e Bitdefender, n-are importanță, sau companiile din zona Horeca sau companiile mici, mijlocii, nu are importanță. Toți agenții economici să plătească taxe către administrația teritorială a Iașului, a Galațiului sau a Vasluiului și taxele alea să nu plece spre București. Bucureștiul să nu aibă niciun drept de a colecta acei bani. Da? Și apoi o cooperare economică între regiuni, schimb economic și mai departe, evident, ai nevoie de schimburi economice, absolut, dar nu văd nici o logică în a dona cu forța, practic, banii mei către București, după aceea Bucureștiul să spună cât din acei bani mi returnează sub numele de buget. Buget. Da? Adică alții să hotărească pe banii mei. Eu așa văd libertatea individuală. Banii mei, regulile mele. Și atunci, cum spuneam, în Texas, dar și în alte state republicane, ei, clasa medie, zicem, clasa muncitoare, rămân cu foarte mulți bani în buzunar. De unde, pentru cei care sunt creștini, inclusiv creștini ortodoxi, raportarea la biserică, din punct de vedere financiar, este mult mai facilă și mai ușoară în Statele Unite decât este în România. De ce? Pentru că dacă mie în România statul îmi ia aproape jumătate din ceea ce câștig, eu nu mă mai simt motivat să dau nici măcar acea zecială, dacă eu să o iau pe linie testamentară, veche testamentară, da, zeciuiala pe care o plăteau evrei la temple, la sinagogă, eu nu mă mai simt încurajat să dau 10%, pentru că dacă dau 10% din venitul meu bisericii și mai dau încă 42% statului, sunt 52%, aia înseamnă că jumătate din banii mei merg către stat, respectiv biserică. Nu am cum să supraviețuiesc ca familie, ca tată, ca om, în actualul sistem economic, încercând să ajut biserica mai mult decât o pot face. Și financiar vorbind, de unde trag concluzia că situația mea nu este unică? Trag concluzia că marea majoritate a creștinilor ortodoxi în această țară fac eforturi mari, cu multe excepții, și pe aia nu i-aș spune la socoteală, că nu cred că sunt o masă notabilă de manevră, dar marea majoritate a noi în biserică facem eforturi la pomelnic, la parastase, dar și la lucruri mai importante, cum ar fi, de exemplu, renovarea bisericii.
în satul din care transmit eu acum, ar trebui să se facă renovarea bisericii, la acoperiș costa 200.000 de euro. Cei 200.000 de euro au fost obținuți prin interesul unui politician local, care politician local după aceea a fost prezentat la sfârșitul Sfintei Liturghii și pus în fața bisericii ca un Mesia Salvator. Asta a pus preotul într-o poziție extrem de indecentă. Eu nu pot să zic că în sufletul său acel preot a fost de acord cu ceea ce a făcut, dar când un preot îți dă, un politician îți dă 200.000 de euro și cei 200.000 de euro nu sunt din salariul politicianului, acel politician local nu a făcut o donație de 200.000 de euro din salariul lui, deci poate își permite să facă, ce a luat de la București din banii de taxe și impozite ai tuturor românilor. Ceea ce iarăși mi se pare imoral. De ce să obligă pe cineva din București sau din Telorma sau din altă parte a țării să repare la acoperiș la o biserică? Fie și la o biserică aici, în această zonă. De ce? Adică să nu am niciun control ce se întâmplă cu banii mei, unde ajung? Să fac campanie indirect pentru un politician? Fără să știu dacă omul măcar este un om moral. Fără, poate că este, Doamne iartă-mă. Dar de principiu, părerea mea este că astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple. Atenție! Ținând cont de faptul că astfel de lucruri se întâmplă, mai apare un risc mare și vreau să o subliniez, să fie foarte clar. Neomarxiștii, ateii, au făcut-o, o fac și vor continua să facă, vor ataca biserica. În aceste puncte slabe, puncte vulnerabile ale ecosistemul economic în care Biserica Ortodoxă Română înnoată în sistemul actual din România, spunând, ia uitați, politicul și biserica asta nu. Ia uitați, Marele Alb mai bagă recorder în documentar, mai face 1.000.000 de vizualizări, mai pustă și niște bani în donații. De ce vrem să perpetuăm această stare de fapt? Ați înțeles ideea? Vrem să avem biserici prospere din punct de vedere economic, da? Da, dar trebuie să fie benevol, trebuie să fie voluntar și mai mult la ta, trebuie să am de unde, trebuie să am lovelele în buzunar ca să pot stau. Dacă statul mă sărăcește prin impozite și taxe mari, eu nu mai am cum să mai dau bani la biserică și atunci o biserică să-și repare un acoperiș de 200.000 de euro este obligată să se ploconească în fața unui politician. Adică reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ trebuie să pupe mâna cezarului. Ori asta nu este normal. Pentru că Hristos a spus dați cezarului ce al cezarului și nu a spus cât. Cum și în ce mod? A spus doar dați cezarului și al cezarului. Bănuiesc că a lăsat la liberul arbitru al nostru să hotărâm cât dăm cezarului și cât nu. Și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cezarul a hotărât de-a lungul timpului să devină el Dumnezeu. Înțelegeți? Din punctul meu de vedere, fraților, nu spun cu răutate, dar suntem într-un sistem cretin. Și asta pentru că nu ne pasă. Sunt biserici, monumente istorice care au nevoie nu de 200.000 de euro cum a fost asta, ci de milioane de euro pentru a fi renovate și trebuie să fie renovate la fel, preoții sunt nevoiți să cerșească bani de la stat. Într-un sistem economic de tip american, noi am avea mai mulți bani, cel puțin de tip american, texan, republican, noi am avea mai mulți bani în buzunare astfel încât să putem să creăm o clasă mijlocie puternică, care fiind și creștină pe deasupra să păstreze o linie morală în țară puternică de asemenea și care să poată, fără să pupe mâna cezarului, să-și creeze obligații inutile față de un cezar imoral și laic prin definiție, că statul este laic prin definiție, da? Să-și creeze o independență financiară astfel încât să poată să-și facă bisericile și să nu aibă obligații față de stat, astfel încât să nu mai vină recorder și să spună, ia uite, iar l-am turnat pe cutare preot mână în mână cu un politician. Astfel de situații ticăloase trebuie să fie evitate. Vor fi evitate din punctul meu de vedere, asta este părerea mea, atunci când românii vor înțelege cum funcționează piața și economia în adevăr. Faptul că un preot, Roman Braga, din rândul celor fericiți că au fost prigoniți, un om care a trecut prin experimentul Pitești, un om cu experiența americană în ultimii ani de viață, vine și îți spune pe tapet, îți dă niște informații. Întrebarea mea este, și cu asta închei live-ul, CD-ul ăsta, eu nu pot să cred că sunt singurul tâmpit din România care a intrat în posesia acestui CD. Nu mireni neapărat, dar și mireni bineînțeles, dar preoți, dragi părinți, de ce când sfințirile voastre l-ați ascultat pe părintele Roman Braga spunând chestiile astea, nu ați reacționat în niciun fel și nu v-ați pus întrebarea și nu ați făcut cu credincioșii din parohiile voastre sau din mănăstirile voastre astfel de dialoguri?
Oare părintele Roman Braga este acuzat de sfințirile voastre că s-a americanizat cumva? Vă pute sistemul american atât de mult și vă place cel rusesc doar pentru simplul fapt că se întâmplă că Rusia este mai mult sau mai puțin ortodoxă, iar America nu este? Oare în asta să constat, adică cumva sunt cu ăla că e de-al meu, chiar dacă este un ticălos care își face nevoile în mijlocul drumului și bate copii mici, dar pentru că e de-al meu, îl iubesc. Iar ăla pentru că e un străin și n-am de-a face cu el, chiar dacă face lucruri bune, dar pe el îl urăsc pentru că nu e de-al meu. Nu știu de ce acest CD nu devine, măcar din punctul ăsta de vedere, da, preoți români, ortodoxi, care au experiență, și nu este primul preot care are experiența asta americană, nu sunt băgați în seamă. Și când stau de vorbă cu preoții în România și le spun chestiile astea și le spun, părinte, hai să vorbim puțin pe economie, părinte, te rog mult că ai nevoie de bani și eu vreau să-ți dau mai mulți bani, părinte, nu vreau să vin la tine cu 20 de lei la pomelnică, mă simt și eu nasol, să dau numai 20 de lei, că știu că ai 5-6 copii acasă. Dar nu am mai mult să-ți dau, că dacă îți dau 50 de lei de-a lungul celor 4 săptămâni, duminica, să nu mai pun și alte liturghii, deja a ieșit puțin din bugetul meu, părinte, și nu am de unde, pentru că uite cât îmi ia statul, părinte. Mă înțelegi sau nu mă înțelegi? Că sunt ucenicul tău, sunt omul tău și îți spun chestia, nu le spun cu răutate. Trebuie să mă înțelegi că trăiesc chestiile astea și într-o oarecare măsură le trăiesc și matale. Și mă lovesc de un zid. Eu personal mă lovesc de un zid aici. Ortodoxie, cum spunea și părinte Braga, este și firea umană a lui Hristos, nu este doar firea divină. Iar el a fost tâmplar, a trebuit să mănânce, să bea, să respire aer. Avea nevoie de oxigen și de dioxid de carbon în egală măsură. Eu la fel. Nu sunt la... Dacă mi se strică mașina, trebuie să merg cu ea în service. Eu nu sunt atât de înduhovnicit încât să mă pun în genunchi, să mă rog și se schimbă singur filtrul de ulei. Nu pot să fac chestia asta. Îmi pare rău. Dacă e cineva în România care poate să facă, vreun monah înduhovnicit, vă rog frumos să-mi spuneți că merg. Acum merg la ea și nu mă mai duc la service cu mașina. Mă duc la monahul ăla. Dar mă îndoiesc că voi găsi, mă îndoiesc că Părintele Cleopa putea să facă chestia asta. Oricare alt preot, poate că putea să învie morții, dar așa nu știu că putea să mi-o repare. Eu nu cred chestia asta. Și atunci prefer să rămân un pic pragmatic și un pic ancorat în realitatea înconjurătoare în care trăiesc. Mă rog, dar conduc și o mașină. Și mașina nu merge doar cu rugăciune. Mașina are nevoie și de niște componente mecanice, de niște lichide, de niște pistoane, de niște bucșăraie și mai departe, niște roți, de un motor care face o transmisie, de o curea de transmisie, etc., etc., etc. Iar astea costă bani. Biserica, la fel, este biserica nevăzută, dar este și biserica în care ne strângem, clădirea, instituția anumită biserică. Aia la fel se întreține cu bani, cum spunea Părinte Braga, căldură, gaz, lumină. Iată, am fost într-o biserică în Iași și era acolo un afiș lângă Pangar și spunea clar factura la Enel, sau la ce furnizor de energie era, și costă atâta și se rugau preoții ca oamenii să le dea bani ca să plătească factura la curent electric. Ceea ce mi se pare absolut normal și absolut logic. Ce nu mi se pare normal și logic este când un preot ortodox sau un monah se întâlnește cu un mirean ca mine și spune, părinte, suntem fărățiți de stat, părinte, plătim taxe prea mari, părinte, trebuie să luăm măsură noi ortodox și să ne educăm din punct de vedere economic, dați-mi voie să vă prezint. Cu tare, și mă lovesc de un zid și mi se spune, dar ce treabă asta cu ortodoxia? În momentul ăla mie îmi vine sincer să ies din biserică, să mă întorc, să plec și să spun, poate am ajuns în locul care nu trebuie. Și știu că ar fi o mare sminteală. Nu spun că am să o fac, dar vă spun că este și un gând pe care l-am în cap. Vă spun că din punctul meu de vedere, ortodoxia în România nu este ceea ce facem noi neapărat, sau nu cu totul este neapărat ceea ce facem noi sau ceea ce ni se spune la oricare mănăstire de oriunde ar fi ea. Mai înseamnă și legarea aspectelor vieții de cele duhovnicești. Și asta implică de la papa și aer până la, iată, nenorocita asta de mașină sau multe alte chestii care costă bănuți. Ori dacă noi nu înțelegem, de exemplu, cum funcționează piața și mecanismele naturale și prostiile pe care le facem și faptul că așteptăm de la stat să ne salveze, să vină statul precum Hristos pe un nor sau precum Sfântul Ilie călare în carul de foc, eu numesc asta prostie cronică. Da? Ne punem în genunchi, suntem săraci, dar nu suntem săraci pentru că, bă, nu știu, suntem în, e un război mondial și asta e, au căzut bombe, s-au distrus toate fabricile, nu mai e pruși. Nu, suntem săraci pentru că efectiv suntem proști, pentru că nu înțelegem economie. Nu înțelegem economie, suntem
proști de bubuim. Dar mai este un păcat mai mare. Nu ne pasă. Nu ne pasă să învățăm. Nu ne pasă să înțelegem. Stăm și ne uităm și ascultăm pe prostul de Vasile și zic, și pe alți proști, că nu sunt singurul, să știți, care face chestia asta. Și zicem, bă, ăștia stâmpiți. A doua zice, fa, mă duc la stat și mai bag o cerere, să mai îmi dea statul nu știu ce beneficiu de natură financiară, fără să știu că pentru acel beneficiu vor plăti alți nefericiți. Și uite, așa intrăm într-o spirală a sărăciei. Noi nu suntem săraci pentru că suntem colonizați de străini. Suntem săraci pentru că suntem proști și nu știm cum să ne raportăm în relația om-guvern. Cum spunea Părintele Braga, noi așteptăm de la guvern să ne dea totul. Eventual să ne pună și gălușca în gură, să o mestece pentru noi. Ori nu este rolul statului. Rolul statului ar trebui să fie cel mult de administrarea unor spații comune care se află în proprietatea statului. Poate și aia se întâmplă fraudulos, că dacă mă gândesc la teritoriile neretrocedate comuniști, nici până aia ar trebui să le aibă statul. Dar să zicem atât. Dar în economie statul nu ar trebui să fie cu nimic. Cu nimic. Iar eu n-ar trebui să plătesc taxe decât cel mult pentru salariile unor politicieni care trebuie să fie foarte puțini. Și unor administratori. Atât. Dar eu plătesc taxe pentru pompieri, pentru poliție, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru drumuri, pentru curent electric, pentru garduri, pentru absolut tot. De unde să aibă statul când oamenii nu mai fac copii, oamenii pleacă din țară, de unde să colecteze statul bani? Dar lucrurile astea nu se înțeleg. Mai mult, mai sunt alții mai proști și mai ticăloși și vin și spun, Vasile, dar n-ai văzut și părțile bune ale socialismului? Ce poți să-i mai răspunzi? Unui român care a trăit, păi dacă îi spui chestia la părintele Roman Braga, nu mai în viață, dacă îi spuneai chestiile astea, oare care ar fi fost răspunsul lui? Să te fi dus la părintele Roman Braga în America și să-i spui, părinte, dar n-ai văzut și părțile bune ale socialismului? Nu e așa că le-ai văzut, părinte, unde? La experimentul Pitești? Unde să le văd? Unde să le văd? În cartele? În raționalizări? În faptul că eram toți băgați în troleibuze și în autobuze? Acum îmi zicea cineva, domne, vai, nu sunt destule locuri de parcare și care este cauza? A dat primăria prea multă autorizație să se înmatriculeze mașini și sunt mai multe mașini decât locuri de parcare. Soluția care este, în opinia acestui mare geniu? Nu mai dați autorizație de înmatriculare a mașinilor, să meargă fraierii cu autobuzul. Pe bune? Băi, în momentul în care ai venit și ai spus chestia asta, să-i restrângi un om libertatea de a merge cu mașina sa, proprietate privată, obligându-l să meargă cu transport în comun, facilitând astfel intruziunea statului în economie, creând dependenți, cum eram pe timpul Ceașcă, de transport în comun, stând toți, uitați-vă că sunt poze alb și negru, dar unele și color. Nu mergeau pe elunții și vin în autobuze, că nici nu aveau loc în ele. Uitați-vă! Voi credeți că faptul că a băgat primăria Iași pe 5 autobuze electrice, asta înseamnă că de mâine Iași nu o să mai fie poluat? Asta este soluția? Restrângem drepturile și proprietatea privată a omului asupra mașinii? Și cu asta câștigăm mai mult aer curat? Dacă credeți chestia asta, sunteți total spălați pe creier și nu înțelegeți nimic, dar nimic din ce ați trăit până acum. Nimic, absolut. Niciodată nu vei face bine prin ceva rău. Niciodată nu vei ajunge la bine făcând rău. N-ai cum, este ilogic. Și nu neapărat că este ilogic din punct de vedere natural, că nu toate lucrurile logice sunt neapărat și lucruri bune. Dar este ilogic din punct de vedere duhovnicesc dacă te numești creștin. Dacă nu te numești creștin, atunci sigur discuția asta nu e pentru tine. Dacă te numești creștin și crezi că poți să restrângi drepturile unui om de a avea o mașină sau 10 mașini, e problema lui. Și cu asta ai salvat calitatea aerului în orice oraș, dă-mi voie să-ți spun că n-ai înțeles nimic din viața ta. Nimic. Pentru că același lucru se poate spune despre tine oricând. Poate ai prea multe haine, poate ai prea multă mâncare în frigider, poate ai prea mulți copii și respiră aer și elimină dioxid de carbon. Ar trebui să ai mai puțin copii. Ai înțeles unde merg? Poate ai prea mult pământ la țară. De ce ai așa mult pământ? Poate ar trebui să ai mai puțin pământ. Ce faci cu atât de mult pământ? Nu-ți trebuie așa mult pământ. Ai înțeles unde merg? Deci niciodată să nu veniți, frați creștini, să-i spuneți unui om, îl are prea multe drepturi. Îl are prea multe proprietăți, îl are prea multe mașini. Nu, fratele meu, că într-o zi vei fi tu în situația asta. Ai înțeles? Vei crea statul totalitar care a fost statul comunist. Îl vei retrăi din nou dacă nu l-ai retrăit, cum l-au trăit părintele Roman Braga. Și de la o chestie de genul ăsta, gen, uite, Vasile are prea mulți ochelari, are două perechi de ochelari, ar trebui să aibă numai una. Vei ajunge că și tu într-o bună zi vei pierde niște drepturi.
Și poate vei înțelege atunci, dar va fi prea târziu. Gândește că nu e greu. Nu poți să gândești? Întreabă, băi, e bine ceea ce zic? E bine ceea ce fac? Sunt bune ideile mele? Uite, sunt oameni precum părintele Roman Braga care te pot lumina, care ar trebui să te lumineze. Tot ce trebuie să faci este să iei CD-ul ăsta, să-l asculti de 10 ori, mă, de câte ori te duci și mergi în mașină să-l bagi de 10 ori. Bă, de ce a spus, mă, părintele Roman Braga chestia asta? De ce a spus-o, mă? Care e logica din spate? Eu consider că avem datoria nu doar să stăm drept așa în fața bisericii, să ascultăm în fața părintului la altar, ascultăm predica, zicem de 3 ori Sfinte Dumnezeule, ne-am închinat, am făcut 2 acatiste, Maica Domnului, mulțumim, am păpat niște vinete în curtea bisericii, pe aia am plecat. Na! Că lucrurile nu se rezolvă doar așa. Sigur, e bun, e necesar. Sfânta liturghie e necesară. Fără ea nu există viață creștin. Dar mai există și viață în afara zidurilor bisericii. A cui o lăsăm? La cheremul cui o lăsăm? Dacă civilizația occidentală a fost clădită pe 3 piloni, filozofia greacă, dreptul roman și creștinismul, cultura creștină, și noi ne plângem ca și creștini că Europa occidentală și America, deși iată că părintele Roman Braga ne spune că America nu e chiar așa de secularizată cum ne credem noi. Dacă noi ne plângem de dispariția creștinismului în societate, păi ce facem atunci noi când ne retragem în peșterile noastre și ce se întâmplă în afara zidurilor bisericii nu ne mai interesează, nu ne mai pasă, nu dăm 2 bani, suntem prea preocupați, nu vreau să mă tulbur, nu vreau să mă cert, Vasile, că îmi tot spun frații mei creștini, Vasile, dar nu vreau să mă cert, că mă tulbur. Bă, frate, Hristos s-a pus pe cruce. N-o fi fost și eu un pic tulburat când o rup carnea de pe el cu biciu? N-o fi fost și eu un pic tulburat, nu știu, așa? Mă gândesc, sau era tot zen? Era tot zen. Dar toți care au fost martirizați după aceea, în timpul prigoanelor din Imperiul Roman, ei acum nu s-au tulburat o leacă când s-au auzit că nu mai aveți voie să vă închinați la icoane. Când au apărut gnosticii, când au apărut arieni, când au apărut toate ereziile și mama ereziilor, nu s-au fi tulburat creștinii noștri? Oare Sfântul Ioan Gură de Aur, care s-a duelat cu ei, la propriu? Nu fi fost și el tulburat de câte ori l-au dat afară din Constantinopol? Nu fi fost și el un pic tulburat, nu fi fost și el un pic amărât în sufletul lui? Nu poți să fugi, frate, de responsabilitățile tale. Nu poți să fugi, nu ai voie să fugi dacă deveni creștin. Dacă ești pe principiul să-mi fie mie bine și restul că bă de aici, ai cu totul altă discuție. Dar eu ca și creștin consider că e datoria ta să te sacrifici, mă. E datoria ta să te sacrifici. Și tu trăiești în lumea asta, trăiești în acest ecosistem, inclusiv de natură economică. Este un ecosistem economic. Păi dacă nu spasă de ajuns de mult încât să știi între ce variabile te miști, cum te aștepți să faci un progres real în viața asta? Cum te aștepți să-i fie mai bine copiilor tăi după aceea? Deci, eu nu pot să concep o asemenea nepăsare. Adică clar că ea există, nu că nu pot să o concep. Nu pot să o accept ca fiind ceva normal. Că de existat, ea există, clar, mă confrunt cu ea. Dar să o văd ca pe ceva normal și să mă resemnez cu gândul că, bă, frații mei creștini, nu le pasă, pur și simplu, asta este. E, acolo, dacă ei poate să se întâlnească o dată și să facă acolo o discuție și să picteze niște ouă și ceva, bă, e de ajuns. Mă, sunt bune, sunt necesare, sunt absolut necesare. Mai lipsește ceva, frate. Mai lipsește ceva de acolo. Implicarea în viața cetății. Da? Și văd într-una, deci am început să mă sperie în Trinitas TV sau cel puțin Trinitas Radio, permanent interviuri cu tot felul de oameni care vin și spun că asistența socială să o facă statul, că statul nu se implică pentru persoanele. Băi, asistența socială e un prerogativ al bisericii, mă. Sfântul Vasile cel Mare a inventat spitalele fraților. Vasiliade se numeau. Erau spitale, erau orfelinate și erau azile de bătrâni. Dar alea nu funcționau pe principiul taxării, ci al contribuției benevole. Că veneau și bani de la oameni de stat, inclusiv de la împărați, da? Dar nu că îi forța Sfântul Vasile cel Mare. De mâine aveți taxare 10% pentru Vasiliada alea pe nostru meu. Deci spitalele din ziua de astăzi sunt o invenție 100% creștină. Cum să vii, mă, să spui că acum mă iau și de ăștia de atei? Vrem spitale, nu vrem catedrale. Păi trebuie să fii tâmpit, mă. Incult până la Dumnezeu și înapoi. Vrem spitale, adică
nu catedrale. Păi despre ce vorbești, mă, băiatule? Tu crezi că spitalele au fost inventate de iluminiștii tăi? Da? Și revin la creștini. Noi trebuie să ne facem spitale, în primul rând aici, și să curățăm porcările pe care le-am deprins în societatea asta socialistă în care trăim. Da? Aici e spitalul de nebuni aici. Ok? Trebuie să curățăm, avem nevoie de detoxifiere în creierul nostru și să scăpăm de mentalitatea socialistă, chiar comunistă, pe alocul pe care am văzut-o la mulți frați creștini. Pe bune, vorbesc pe bune, se închide la icoana ta grece și spune că pe timpul Ceaușescu era mai bine. Nu știu, dacă te duci și vorbești chestia cu Părinte Roman Braga, Doamne iartă-mă, eu n-aș avea curaj să-i spun așa ceva unui om care a trecut prin pușcările comuniste. N-aș avea curaj, mi-ar fi rușine, bă. Mi-ar fi rușine să mă numesc ortodox. Bă. Mi-ar fi rușine să mă numesc ortodox. Un ortodox n-are voie să fie prost, mă. Bă, n-are voie și asta cu ferice ce se lași cu Duhul, nu se referă la prostie, niciun caz. În niciun caz nu ai simbolistica din spatele acestui verset. N-are nicio treabă cu prostia, că dacă era așa, nu mai spunea Părintele Steinhardt că prostie e păcat capital. În niciun caz, sărac cu Duhul nu egal prost. Nu egal prost, nu, e cu totul și cu totul altceva. Da? Dar mulți dintre noi, frate, nu suntem sărași cu Duhul. Suntem proști. Și mai grav e că ne lăsăm prostiți într-una. Vrem statul să ne facă toate chestiile. Bă, statul face cu banii tăi, cu timpul tău, cu viața ta, cu nervii tăi, cu familia ta. Nu spunea Sorin Lavrica cu două zile pe Facebook că un român acum e dator cu 8.000 și ceva de euro pe următorii ani datorită împrumuturilor pe care le face Ciolacu, 8.000 și ceva de euro, da? Și după aceea tot el zice în ultimul paragraf că trebuie un stat care să facă spitale, școli pentru... Deci ce a zis bine în primele două paragrafe s-a auto-sabotat în ultimul paragraf. Eu am vorbit cu el și i-am zis, domnule, nu mă pricep la economie, nu e, el e filozof, e medic, are alte și e bun pe ce face, slavă Domnului, că Lavric e tare, dar... Că economia s-o lase mai moale. Nu trebuie să facă statul spitale. Ok? E grav dacă noi ajungem să stăm în spitale făcute de stat. Nu. Spitalele trebuie făcute de noi. Ce trebuie să facă statul este să ne lase bănuții. Ce trebuie să facă statul este să reducă numărul de ministere. Să reducă numărul de funcționari. Să privatizeze tot ce se poate privatiza. Dar pe bune, nu ce s-a făcut în anii 90. Aia a fost privatizare. Da, pe bune. Companii precum Poșta Română, care nici până astăzi de 6 luni de zile aștept un plic din America și nu îl primesc. Și din păcate numai Poșta Română are monopol pe genul ăsta de corespondență internațională, nu îl primesc. Și nimeni de la Poșta Română nu îmi dă niciodată orice firmă privată, că e Fan Courier, că e Same Day, că e DHL. N-are importanță, orice firmă, orice curier. Mă, niște copii care conduc dubelele de pachete. Te sună, domnul Stoiculescu, sunt la scara blocului, puteți coborâ? Da, sigur, hai că cobor imediat. Un poștaș care este plătit din banii mei, că e firmă de stat, companie de stat, Poșta Română, ăla nu e obligat să mă sune. Nesimțirea funcționarilor de stat depășește cu mult Calea Lactee. Cu mult. Dar mai revoltător din punctul meu de vedere decât nesimțirea acestor funcționari de stat este prostia omenească a celor care le plătesc salariile. A fraților noștri care spun, oh, statul român, oh, ne închinăm statului român. O Poșta Română să nu fie privatizată, că ne o fură străinii. Fraților, treziți-vă la realitate că nu-ți fură străinii nimic. Orice companie privată are nevoie de profit. Profitul nu se face cu clienți nemulțumiți. Pentru că un client nemulțumit înseamnă un profit. Înseamnă o încasare în minus. Și dacă ai 1.000 de clienți nemulțumiți, s-ar putea să dai faliment sau chiar mai puțin. Deci o companie privată, în general, are ca scop și vă spun că are om care a muncit numai în mediul privat. De 20 de ani muncesc doar în mediul privat. N-am o zi de bugetar.
o zi de funcționar de stat, dar am N experiențe negative cu funcționari de stat, atât în România cât și în Occident, pentru că mentalitatea comunistă și socialistă este aceeași din România până în America. Da? Timpul trece, leafa merge, este un motto pentru funcționarii de stat. Ca om care a muncit în companii private din România și din Occident, vă spune foarte clar că doar am fost în ele. Scopul nostru este să facem viața clientului mai bună, ca să maximizăm profiturile. Nu să o facem mai proastă, că nu se reușește mereu chestia asta și că multe companii că fac și prostii. Nimeni nu neagă chestia asta, nimeni nu e perfect, nimeni nu e sfânt. Dar aici e vorba de principiu. O companie nu are ca principiu sabotarea clientului intenționat, din rea voință. Rare ori se întâmplă chestia asta. De cele mai multe ori companiile private trăiesc exclusiv de pe urma banilor pe care îi încasează la clienți. O, dacă clienții sunt nemulțumiți și nemulțumirea crește, acea companie dispare de pe piață. Statul nu are aceeași rațiune. Statul nu-i pasă cât de nemulțumiți sunteți. Și mai ales dacă sunteți nemulțumiți pe motive imbecile, statul va spune doar, lasă-mă că îi direcționez pe fraier pe altă direcție. Îi mai aboresc, îi aboresc eu încă 5 ani. Le zic că îi fac 20 de spitale și am fraierii pe proști. Da? Voi veți plăti cel puțin un preț triplu pentru fiecare spital făcut de stat decât ați plăti pentru un spital privat. Garantat! Serviciile medicale în stat, dacă ați avea controlul finanțelor, cât papă Ministerul Sănătății cu serviciile medicale pe care le pune în spitalele și policlinicile de stat și le-ați pune pe hârtie și ați compara cu serviciile medicale din privat, ați vedea că privatul e de multe ori mai ieftin. Cu tot monopolul de stat, privatul e mai ieftin. Dar chestia este că noi nu vedem câți bani merg pentru fiecare dintre noi din salariul nostru la sănătate și mai ales cât redistribuie înapoi guvernul către Ministerul Sănătății și cum ajung bani la fiecare spital, pentru că acolo se dau pe șpagă, frate. Se dau pe șpagă și dacă cutare primar are o pilă la București, va încasa mai mulți bani pentru orașul lui, dacă are mai puțin. Așa se fac lucrurile. De ce primar, de ce Chirica a trecut de la PSD la PNL? De ce atâția politicieni acum fac rocada între PSD și PNL? De la liberal merg la socialiști. De ce? Pentru că se așteaptă că PNL-ul va cădea masiv la alegeri și atunci nu vor mai primi bani la buget dacă vor fi din partea PNL-ului, pentru că la București PSD-ul are putere și ei hotăresc cine ia găleata cu galbeni. Înțelegeți cum se face politică în România? Și asta este exclusiv din cauza prostiei noastre, oameni buni, a nepăsării noastre, a faptului că le permitem pe banii noștri să facă ce vor. Care este soluția? Nu să mergem cu furca peste ei, ci să creăm pe piața politică o cerere pentru o mentalitate politică în care guvernul este micșorat, ministerele sunt restrânse, funcționarii de stat sunt ținuți doar numărul minim necesar și restul afară, la privat cu voi, la privat, la muncă, mă, nu l-am împins dosarul cu șină. Da? La muncă, să vii cu mine să-ți faci targetul de productivitate. Dacă nu, zboară, du-te în alte țări. Da? Ei la ghișeele primăriilor nu au target de productivitate, poate să stea 6 ore pe zi nefăcând nimic și poate o oră să muncească completând 20 de formulare tip. Aia nu este muncă, aia este bătaie de joc. Nu avem nevoie de acești oameni. Și mai mult atât, nu trebuie să le plătim salariile și pensiile. Dar când vom face chestia asta? Când nu vom vota niciun partid care nu va veni expres cu această platformă care va spune ne asumăm ca din 20 de ministere să facem 10, din 1.500.000 de funcționari să facem 500.000, din 480 de parlamentari să facem 250 sau măcar 300 cât s-a votat la referendumul ăla de la Băsescu și vom privatiza Taromul, CFR-ul și multe, multe altele. Aur și-a asumat parțial niște chestii, parțial, dar pe de altă parte o arde tot ca restul partidelor, făcând așa un fel de melanj, de compot, hai să fie și de acolo și de acolo ca să-l iau și pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Nu, frate. Atâta timp cât noi rămânem în această viziune, inclusiv noi frații din biserică rămânem în această viziune că statul este Mesia și că statul trebuie să mă taxeze 42%, vom fi mereu săraci. Vom fi mereu săraci. Am închis live-ul aici, fraților, este un live foarte lung, o oră 54. Sper să aveți răbdare. Le mulțumesc tuturor celor care s-au uitat.
Le mulțumesc tuturor celor care nu sunt de acord cu mine și aștept să vină cu argumente, dacă se poate. Dacă se poate, n-ar fi rău să veniți și cu niște argumente. Iar cei care măcar v-am pus pe gânduri, vă rog, scrieți-mi în privat, nu în privat, în comentarii, cum facem mai departe. Distribuiți aceste clipuri pe care le pun, vorbiți cu frații din biserică, arătați-le preoților, arătați-le monahilor care vorbiți și care mai aruncă un ochi pe YouTube. Uite, frate, părinte duhovnic, uite ce spune tâmpitul ăsta de Vasile din Iași. Ce zici? Are dreptate. Hai să ne întâlnim, hai să facem conferințe pe tema asta. Da? Hai să facem un simpozion, hai să ne întâlnim, hai să vorbim. Cum au făcut mii de ani creștinii, au comunicat, da, s-au organizat. Doamne ajută să aveți o duminică frumoasă. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați stat cu mine până acum și să ne auzim cu bine data viitoare. Doamne ajută!